Această emisiune vă este oferită de Win2, sponsor oficial Dinamo București. Bună seara, prieteni, și bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Dinamo 7-9 la Play Sport. Eu sunt Cătălin Alexandru și mă bucur să fiu alături de voi în această seară. Deși mi-aș fi dorit să fiu alături de voi după un succes al echipei noastre sau după un rezultat pozitiv, dar suntem aici, continuăm seria, din păcate, negativă pentru Dinamo, continuăm și seria emisiunilor, nu dezertăm, rămânem aproape de Dinamo, suntem în pregătirea meciului cu Poli Iași de mâine seară de pe Arena Națională, sperăm să aducă primul succes al echipei după o pauză de mai bine de 2 luni în campionat. Avem mai mulți invitați pregătiți în această seară, invitați speciali din viața echipei, foști jucători, conducători. O să discut în prima parte în studio alături de Ionuț Zaina, invitatul permanent al emisiunii. Te salut, Ionuț! Salut, Cătălina! Bună seara, domnilor! Salut, mâna domnilor! Avem, evident, și concursul realizat împreună cu partenerii de la Win2. Am și o întrebare fulger pregătită pentru voi. Avem și extragerea pentru cei care s-au înscris săptămâna trecută. Avem foarte multe de discutat. Ionuț, suntem în pregătirea, am spus, în meciului cu Poli Iași de mâine seară de pe arenă. Un meci care are așa, acum chiar care are un pic de iz de decisiv după ultimele discuții, declarații. L-am văzut pe Ovidiu Burcă astăzi foarte încrezător. În primul rând și-a asumat ceea ce s-a întâmplat la Sibiu și a asumat acel meci catastrofal din punctul meu de vedere al echipei noastre. A fost o asumare directă a lui Ovidiu. Astăzi l-am văzut destul de încrezător. Acum știi cum e, declarațiile sunt ok, ca și declarații, dar va conta foarte mult ce se va întâmpla mâine pe gazon, care va fi rezultatul, pentru că, în ciuda optimismului și a încrederii pe care a arătat-o, poate să fie o încredere reală și vom vedea mâine dacă are argumente pentru acea încredere, sau poate să fie un mesaj pentru a transmite încredere jucătorilor în propriile forțe. La fel, vom vedea mâine. Oricum, surprinzător de încrezător Ovidiu după ceea ce s-a întâmplat la ultimul meci și la modul sincer mi-a plăcut asumarea directă pe care a avut-o. Sigur, toate declarațiile polesc în fața jocului echipei și a rezultatelor. Până la urmă acolo trebuie să convingă Ovidiu. Da, foarte, foarte interesant, Ovidiu, destul de asumat. Ai spus și tu și mie mi s-a părut la fel, chiar comentam cu mai mulți suporteri dinamoviști pe grupul nostru că a debordat așa de încredere. Mă uitam ce diferență între Ovidiu Burcă după meciul cu Hermannstadt la Sibiu, când săracul nu avea două cuvinte legate, nu putea să lege două fraze, pentru că era încă șocat de ceea ce se întâmplase în teren, și cum a fost Ovidiu astăzi la conferința de presă, Ionuț, mult mai încrezător și e clar că și-a asumat și el, o să intrăm un pic în discuții cât apucăm, și cu ceea ce s-a întâmplat în săptămâna premergătoare partidei și a asumat anumite lucruri, dar mesajul a fost nu se mai repetă și mergem să câștigăm. Da, siguranță atunci când a spus nu se mai repetă, e sigur că nu o să se mai repetă un asemenea meci. Ce să spun, să dea Dumnezeu să aibă dreptate. Nu ne dorim cu toții decât binele lui Dinamo și nu putem să știm ce va fi viitorul. Deocamdată știm ce s-a întâmplat la ultimul meci, sperăm ca spusele lui să fie puse în practică și să vedem o altă exprimare a echipei, un alt joc și evident alte rezultate, pentru că acolo suferim teribil. Da, într-adevăr, aici, până la urmă, a spus Lucas Alves, astăzi Lucas, de fapt, Alves, că e, bine, într-o engleză destul de complicată, dar esența se înțelege și îmi pare rău, v-am mai zis de jucătorii care nu vorbesc în limba lor natală și transmit un pic mai greu, dar mesajul a fost, cum ai spus și tu, gata, perioada vorbelor a trecut, acum trebuie să trecem la fapte. Bine, glumim puțin, e ciudat să spui asta la o conferință de presă. E puțin ciudat, dar, într-adevăr, are dreptate. Vorbele au zburat deja, au fost consemnate. Acum să vedem faptele, să vedem dacă în fapte se va transpune acea încredere pe care au arătat-o cei doi, în special Ovidiu Burcă. Retransmit pe această cale, nu știu de ce ne întrebați dacă este înregistrat. Cred că în decursul timpului am avut poate una sau două emisiuni înregistrate. Se întâmpla în vară când eram în perioada cantonamentului, deci nici de cum să fie emisiunea înregistrată. Aștept părerile voastre, întrebări,
Dacă aveți, cu mare drag, răspundem la ele. Dacă aveți nelămuriri pentru noi, pentru invitații pe care vom avea în această seară, aștept cu mare drag. Deci suntem live, suntem aici alături de voi și așteptăm întrebări dacă aveți. Sau răspunsuri, dacă aveți. Sau răspunsuri, dacă aveți răspunsuri de, pe un plan sportiv. În perioada asta de incertitudine, m-aș bucura să existe cineva care să ofere o analiză clară, corectă, pertinentă și niște răspunsuri în care să avem 100% încredere. Din păcate, în momentele de criză nu există decât supoziții, atât. Doar supoziții, nu există certitudini. Și este normal, pentru că indiferent ce ar declara unul sau altul, indiferent ce ar spune conducătorii echipei, antrenorul echipei, jucătorii, până la urmă, mâine vom da față în față cu realitatea și vom vedea în teren ce se întâmplă. Spune răspunsul la întrebare să te credem că e live. Păi uite, ți-am răspuns. Eu nu-ți pare mai tânăr la PlaySport? Pare, într-adevăr. Eu nu-ți urmărim acum câteva secvențe cu, că tot ai menționat de Ovidiu Burcă la conferința de presă și revenim să discutăm ulterior. În primul rând aș vrea să... Pentru că după meciul de la Sibiu n-am mai vorbit cu absolut nimeni și cred că trebuie să fac niște lămuriri. În primul rând, cred că este totala mea responsabilitate ceea ce s-a întâmplat acolo. Faptul că, așa cum în alte meciuri am fost inspirat, cred că am fost total neinspirat în a gestiona această pauză pe care am avut-o înainte de meciul de la Sibiu și totul a mers pe dos. Și fac asta pentru că au fost foarte mulți oameni la Sibiu care au venit după noi să ne vadă. Sincer, mi-a părut foarte rău că nu le-am putut oferi un prilej de bucurie și mi-asum total ceea ce s-a întâmplat la Sibiu și aș vrea să-i asigur pe oameni că a fost doar un accident și că echipa nu va mai arăta așa în acest sezon. Asta cu siguranță. Asta ca să lămurim episodul Sibiu, pentru că știu că... Da, simțeam că n-a fost lămurit, cel puțin din perspectiva mea. Nu m-au supărat, pentru că cumva au dreptate, n-am hotărât eu totul, dar am făcut parte din grupul de oameni care a decis venirea jucătorilor, dar totuși, cred că știe toată lumea că au fost niște limitări, au venit târziu, nu cred că trebuie să vorbim foarte mult. Eu știu foarte bine ceea ce înseamnă meseria de antrenor. Din păcate, atunci când câștigi, foarte multă lume te susține, atunci când pierzi, ești mai mult singur și asta n-aș vrea să dau vina pe cineva sau am o conducere care mă susține, le mulțumesc pe calea asta, deci nu este nicio ruptură între mine și... Dar știm... Cred că nu există om sau dinamovist în momentul ăsta care să fie mulțumit de cum arată echipa sau cum arată la ultimul meci, cel puțin, și de locul pe care îl avem în clasament. Mai spuneau cei din conducere că bugetul de salarii e undeva prin 10 echipe, iar Dinamo e pe rostul. Da, condițiile pe care le avem și pe care le oferă sunt... poate chiar mai sus decât primele 10 echipe și este de datoria mea și a echipei să întoarcem această situație. Dar eu am foarte mare încredere în lotul de jucători pe care l-am. Am trecut împreună prin momente și mai bune și mai puțin plăcute, cu unii dintre ei începând de anul trecut, cu alții mai noi de acum. Dar eu sunt convins că echipa va arăta și va avea reacție. Nu e un lucru nou. Nu mă interesează foarte mult cine se autopropune, nu e problema mea. E clar că atunci când lucrurile nu merg bine, există foarte multe voci care e dreptul lor să-și expună opiniile. Știu că sunt liniștit, mă focusez total la ceea ce am de făcut și la cum reușim să ieșim din situația asta.
referite, când ai spus că ai tratat neinspirat cauza acestei înfrângeri? Nu, încă o dată vă spun că acea înfrângere, toată perioada de pregătire, așa cum am planificat-o uneori, pentru că ne dorim să facem mai bine, mai repede, putem să și greșim. Și cred că a fost o perioadă în care, cred că din punct de vedere fizic, poate am încărcat un pic pe jucători, poate și din punct de vedere mental am pus mai multă presiune decât trebuia pe ei, pentru că așa cum s-a desfășurat jocul după ce am primit primul gol, echipa părea că a pierdut foarte mult și atunci e clar că și din punct de vedere mental presiunea pe care am pus-o pe ei pentru acest meci a fost una poate prea mare sau poate prea mică. Dar încă o dată mi-am făcut o analiză clară și de asta, așa cum v-am spus de multe ori, poate că am avut inspirație în alegerea planului tactic, în a gestiona foarte bine o perioadă de pauză, cel puțin astea cu pauzele echipelor naționale. Încă o dată, din dorința de a vrea să cresc nivelul echipei, cred că am făcut mici greșeli. Am revenit. Prieteni, ați urmărit secvență de la conferința de presă susținută astăzi de Ovidiu Burcă. Cum spunea și Ionuț, mult mai încrezător. Mie unul personal, ca să spun și o punctul de vedere, mi-a plăcut că a fost mai încrezător și a repetat. Bine, aici este și o promisiune pe care trebuie onorată, Ionuț, că nu se va mai repeta ce a fost la Sibiu. A spus Ovidiu Burcă un lucru interesant, că au fost niște erori în pregătirea partidei. Mental, aici, mă rog, e discuție. Că Cătălin, și fizic. Când apar să spui că îmi asum totul, evident că au fost niște erori. Te-au bătut aia fără drept de apel. Păi nu, dar o eroare punctuală, Ionuț, aici nu a vorbit de așezarea în teren, a vorbit pur și simplu că a încărcat echipa foarte mult fizic. La asta... Bine, în pregătirea echipei și în pregătirea meciului. Adică... Păi bine, de ce... Noi am mai spus în săptămânile premergătoare partidei cu Sibiu, în acea pauză, nu s-a organizat niciun meci amical și noi v-am spus, din club ni s-a transmis că vor fi câte două antrenamente și echipa a apărut într-adevăr fără prospețime și fără prospețime mentală după golul încasat. Da, a apărut prăbușită din toate punctele de vedere. Acum mi-aș dori să fie precum Bejan, parcă Bejan a spus la un moment dat în urmă cu 2 ani de zile, din momentul ăsta nu vă mai pierde niciun meci. Răuță a spus. Din momentul ăsta nu vă mai pierde niciun meci. Noi eram după o serie la fel de slabă ca seria de acum și ne gândeam, Doamne, uite-l și pe Răuță, a luat o raznă, că a spus că nu mai pierdem niciun meci începând de acum. După un meci de la Farul a fost în care ne-a bătut Farul, a spus nu vă mai pierde niciun meci. Noi toți l-am luat la mișto atunci. Hai bă, Răuță, cum nu mai pierdem? Pe noi ne bat toți, noi nu dăm un gol în 10 meciuri și spui că nu mai pierdem niciun meci. S-a întâmplat ceva și n-am mai pierdut niciun meci. Dar m-aș bucura să se întâmple și acum, să fie o chestie de asta, un switch de genul ăsta. Lăsați-mă să fiu rupt de realitate, să cred în echipa asta. Până la urmă, acum, nu știu, și am văzut că sunteți destul de critici în comentarii, le mai văd că... Până la urmă, ce ați vrea să facă? Să fie neîncrezător? Să nu creadă în Dinamo? Nu, el trebuie să transmită încredere. Păi altfel, dacă un antrenor își pierde încrederea în proprii jucători și în propria capacitate, își dă demisia și pleacă. E cât se poate de simplu. Aici, nu știu, cu preparator fizic, eu din nou mă recuz. Nu pot și nu cred că e corect totuși. Atenție, preparatorul fizic nu face nimic de capul lui. Adică preparatorul fizic... stabilește programul alături de antrenori. Nu cred că preparatorul fizic l-a obligat pe Ovidiu Burcă, s-a obligat pe jucători, doamne, facem două antrenamente zilnic. Adică faci prin colaborare cu antrenori. Acum că și Mădălin poate nu a luat cea mai bună decizie, aici alții sunt în măsură să judece. Dacă la fotbal mai putem să ne mai dăm cu presupusul, când vine vorba de pregătirea fizică, Mădălin face parte din staful lui Ovidiu. În mod normal, Ovidiu, dacă a greșit Mădălin undeva, Ovidiu și asumă și greșelile lui Mădălin. Este cât absolut se poate de simplu. El este cel care coordonează în esență și are ultimul cuvânt de spus. Aici nu cred că este o problemă și și-a asumat bine Ovidiu. Acum să vedem că, repet, se va întâmpla și în practică ceea ce a sunat bine astăzi în cuvinte. Mie mi se pare, Dragoș Costinel, mi se pare că avem o problemă mentală. Cred că e imposibil să nu ai probleme mentale după 5 înfrângeri, 2 rezultate de egalitate.
cred că problemele mentale, da, într-adevăr, sunt acolo și nu văd, repet, nu văd cum nu ar fi după această serie și cred că mesajul Ovidiu este cel corect, cel de încredere pentru jucători și pentru echipă. Acum depinde cum va fi recepționat și cum vor pune în teren, vor aplica ceea ce le transmite Ovidiu Ionuț. Cătălin, dacă vrei, mesajul lui Burcă este rupt în două. Pe de o parte este față de suporteri cu scuzele pentru ceea ce s-a întâmplat la ultima partidă și cu asumarea. Pe de altă parte este un mesaj nu către suporteri, către jucători, acel mesaj de încredere, în care a transmis practic: eu am încredere în voi, am încredere că putem obține ceva. Sunt două mesaje transmise pentru un public diferit, dacă vrei. Pentru că indiferent ce va spune Ovidiu, suporterul va reacționa doar în funcție de rezultat. Nu va căpăta brusc mai multă încredere pentru că a declarat Ovidiu ceva. Însă acel mesaj cu încredere era pentru jucători. Da, într-adevăr, e pentru jucători și trebuie psiholog la echipă. Da, sunt de acord. Acum, din nou, alții sunt mai în măsură să decidă să stabilească. Am văzut aici, dacă luăm bătaie, trebuie urgent demis. Din câte s-a spus, nu va fi nicio schimbare. Nu, n-a fost menționat nimic de genul, dar pentru binele nostru, al echipei, al lui Ovidiu, al tuturor, Dinamo să învingă mâine și să nu avem niciun fel de discuție despre demiteri, despre plecări. Sper din inimă, pentru că s-a discutat foarte mult în ultimul timp. Chiar e pe aici cineva care spune că de ce nu spun eu chestia asta. Păi nu spun așa ceva, că nu-mi doresc să se ajungă în punctul ăla, da. Domnul în cauză vrea să le audă de la mine. Nu, prietene, nu vreau să se ajungă în punctul în care să-și dea demisia Ovidiu. Sper din inimă să reușească, să obțină punctele necesare, să-și salveze postul, pentru că eu chiar cred că are capacitatea de a fi un foarte bun antrenor. Acum, dacă nu-i va ieși, evident, până la urmă, orice antrenor este ținut de rezultat. Dar niciodată nu o să-mi doresc demiterea unui antrenor de la Dinamo. Nu mi-aș dori acest lucru. Da, numai 1000 de bilete s-au vândut. Absolut, foarte puține. Mă uitam cele mai multe la tribuna a doua, de ordinul sutelor, hai poate 1000, puține în PCH, cu abonații, dacă ajungem mâine la 4-5.000 de spectatori prezenți pe stadion, eu cred că e mare lucru, ținând cont de tot contextul, tot ce s-a întâmplat, toată starea din jurul echipei. Și am mai spus, dacă s-a pierdut, bine, s-a pierdut multe lucruri, dacă s-a pierdut ceva, s-a pierdut și încrederea în echipă. L-avem la telefon pe domnul Mihali, fost mare jucător al lui Dinamo. Bună seara și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara, domnule. Aș fi vrut să discutăm după o serie mai bună a echipei, după un moment mai bun al lui Dinamo. Din păcate, lucrurile nu stau deloc bine. Cum vedeți această situație, această situație de criză, de fapt, de la Dinamo? Și ce mă surprinde pe mine, afișează prea o mare așa siguranță toți, pentru că sunt sigur că echipa va ieși din pat. Dar ceea ce o să spun, vedem nu prea să ne dă o să spun speranță așa. Toți spun că nu am adus jucători buni. Părerea mea este că jucătorii de la Dinamo care au fost transferați și străinii sunt peste ce are Hotelul Galați. Am înțeles. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar părerea mea că și la Dinamo, de exemplu, un politic, jucător foarte bun, nu știu ce se întâmplă cu acest băiat Ghezali. Ori poate nivelul e prea mare Liga 1 față de ce a arătat el în Liga 2, pentru că acum să fim cinstiți și însă cu corecți, am beneficiat de o formă a lui fantastică în finalul campionatului din Liga 2 și el ne-a propulsat mult de tot și la acea play-off și după aia la meciurile cu Argeș. Nu știu ce se întâmplă acum cu el. Dar chiar acum că este teoria, apropo de Ghezali, bună remarca, că ar fi diferența prea mare între Liga a doua și Liga a întâi. Credeți că doar asta este cauza sau, nu știu, jucătorul nu este, și-a pierdut din încredere mental, poate nu este la cel mai bun nivel? Că într-adevăr este o scădere drastică de formă între ce arăta Ghezali sezonul trecut și ce arată acum. Părerea mea, nu știu, am auzit că la începutul campionatului a fost accidentat.
după aia a jucat un meci, a intrat în un meci, două, iar a avut probleme, nu știu, dar fotbalul nu cred că-l uite așa în două săptămâni sau în două luni. Da. Nu știu, se întâmplă ceva cu băiatul ăsta, cu toate că și atacantul, ci și atacantii ceilalți, nu pot să spun că sunt jucători clari. Credeți-mă. Vă salut, vă salut, Ionut Zaina. Din ceea ce spuneți, vă salut, Ionut Zaina. Din ceea ce spuneți, considerați că valoarea lotului este peste locul ocupat de Dinamo în acest moment în clasament? Și eu spun. Și de-aia mă surprinde că toți contestă jucătorii care au fost aduși și am auzit foarte mult unul că trebuie să mai aducem 4, 5, 6. Păi cât să mai aducem, domnule? A, ce m-a surprins pe mine, avem 6 fundași centrale lot. Aici a fost surprinderea mea. Eu mă gândeam că putem să avem 5 și pe lângă ceilalți 5 să ținem un copil de la centru de copii junior, cum a fost Cune, de exemplu, un fundaș central înalt, născut 2005, și îl creșteam și pe copilul ăla lângă ăștia alți. Dar s-a preferat să fie dat la CS. Da, aici... Aici n-am înțeles chestia. Da, apropo de lot, din ce observați, unde este marele minus al echipei? Adică unde credeți că ar trebui, nu știu, pe postul de atacant ne lipsește? Că mulți spun, spre exemplu, că ne lipsește un număr 10, când avem un jucător de creație acolo la mijlocul terenului. În sistemul care îl are Ovidiu, nu știu dacă trebuie un număr 10. De exemplu, să vă mai spun ceva. Mi-a plăcut mult de tot la două meciuri Buena. După aia a scăzut și el. Probabil ar trebui să fim mult mai pragmatici. Asta ar trebui să fim. Să ne lăsăm posesia, lăsăm spectacolul, că jucăm frumos și că suntem noi echipă care avem trasei. Nu, noi trebuie acum să adunăm puncte. Dar pe aici noi ne dăm cu părerea și noi acum când vorbim vorbe. Ovidiu știe ce are de făcut, mă gândesc. Acum că am văzut tot felul de pretenții, că Ovidiu nu are experiență, că Chirilă va face... Hai mă, oameni buni, acum chiar așa am ajuns să conteste să spun Chirilă pe Ovidiu mă burc. Dar lumea... Vă rog, vă rog. Neagică, ce vreau să vă întreb. Credeți că Dinamo se poate salva? Are lot să se salveze de la retrogradare în acest moment, ținând cont de tot ce s-a întâmplat până acum și de context? Faptul că există oarecare stabilitate, lotul pe care îl avem. Care este părerea dumneavoastră? Deci eu și acum un an, când am mers eu și am început pregătirea cu echipa la Săftica, când toți fugeau, nu mă interesa pe absolut nimeni nimic, m-am dus 2-3 săptămâni acolo și făceam antrenamente eu, v-am spus de atunci că toți râdeau de mine și făceau mișto de mine, cum îmi permit eu să spun că Dinamo poate să ajungă în play-off, că noi nu avem absolut nimic, că nu aveam bucătar la Săftica, nu aveam apă, nu aveam așa spun și acum. Dinamo nu cred că va avea probleme cu retrogradare. Asta e părerea mea. Dumneavoastră ați lucrat foarte mult și cu tinerii din lot. Unii care erau la juniori, acum sunt la lot, la prima echipă și totuși unii dintre ei parcă așteptăm mai mult din partea lor. De ce credeți că nu reușesc să facă pasul acesta? Amzar a făcut pasul, place de el, a avut o ascensiune bună, dar eu cred că ar trebui să-și controleze puțin pe faza, el e foarte bun pe jocul de atac, ofensiv. Părerea mea că ar trebui să fie puțin corectat pe faza de apărare, aici pe care trebuie el să muncească. Bordușanu, o promisiune mare, a început și el foarte bine. Părerea mea că eu de-aia m-am supărat, pentru că acum un an nu mi l-au acceptat, mi-l dea și mie să joc la Cluj, pentru că jucam liniștit finala, dar copilul a avut un ghinion mare că s-a accidentat, pentru că dacă nu s-a accidentat, părerea mea că acum era un jucător de bază. Mă aștept mult mai mult de la Banii. Amzar mai a fost Delciu și el a început pregătirea cu un handicap pentru că a fost accidentat și el.
și n-am mai prins multe meciuri în retur campionatului Divizia 2 și acum văd că s-a desăcit și el prin ligile ATL. Da, e golgheter la CS Dinamo. Văd că joacă foarte bine. Mă gândesc că poate trebuia să fim puțin mai atenți cu copiii ăștia care i-am avut atâția ani. Pentru că ei știu ce înseamnă, domnule, Dinamo. Chiar dacă acum nu jucau poate titulari, dar copiii ăștia trăiesc, copiii ăștia plâng pentru Dinamo. Și Delciu și erau copil Mario, mai era Cune, ăsta fundașul ăsta așa central. Ok, nu puteai să faci față de la început așa cu ei, dar îi creșteai, îi țineai acolo în cadrul echipei. Mă gândesc, mă surprinde puțin Colceac, pentru că el știe, a fost și el acolo și o cunoaște. Și mă gândesc că putea să spună să stea copiii ăștia acolo. Credeți că se resimte... Dar... Credeți că se resimte absența echipei secunde, faptul că nu avem echipă secundă, pentru că sunt foarte mulți copii care sunt în anturajul primei echipe, dar prind foarte, foarte puține minute? Păi am înțeles că copiii a doi Irimii au fost ceruți la Under 19, la Liga de Tineret și nu au fost unul să nu știu de ce, pentru că e foarte ok, copiii stau acolo în preajma echipei mari să antrenează, dar n-au jocul, domnule, picioare. Lasă-i acolo și nu s-a fost de acord nimeni să fie trimiși la Liga de Tineret. Da. Și e foarte important să aibă. Nu știu dacă e normal o echipă cum este Dinamo, ar trebui... De tineri care au nevoie de jucători cu experiență, dar și cu anumită personalitate care să ridice echipa în momentele grele. Stai să vă spun ceva. Nu știu dacă vă mai aduceți, tu poate ești tineri. Domnul Zainea știe. În anul 99, 2000, 2001, vreau să vă spun așa. Eram Lupescu, Istodii, Mihali, Vali Năstat, lângă noi, Cătălin, Hântan, Mutu, Nicolae, Mihalcea, Petre, Cernat. Corect. Toți copiii ăștia, Dicu, toți copiii ăștia au crescut pe lângă 4-5 jucători cu mare experiență. Așa este, da. Toți. Au crescut pe lângă noi toți băieții ăștia care au ajuns după aia să plece afară și Contra și Zicu și Mutu și Mihalcea și Mare Nicolae și toți. Plus că mai pun Jean, de doi și el. Deci toți au crescut pe lângă 4-5 jucători cu mare experiență. Și gândiți-vă că noi jucam 4 istorii și el atunci eram 4 jucători cu experiență și 6 tineri. Păi alergau ăștia în mister, îi punea dacă nu mai trate, făcea cu ei. Da, pe de asta că eram copil și e bine, generația cu care am crescut, cea de la finalul anilor 90 și totuși asta, că erau jucători tineri, erau mulți care ați fost în străinătate, ați câștigat în decursul timpului trofee cu Dinamo și altfel era mixul acesta. Am întors atunci, cum de exemplu, să spun pătit și eu, în 91, când am ajuns la Dinamo, pe cine am... Găsit în vestiar. Mihăiescu, experiență. Damaschin, experiență și el. Și mai erau doi trei pe acolo. Și vă dați seama, noi am venit eu, Gestă, Maier, Selimi și Dorinel, Munteanu, Demolari, Moga, Cherici și am făcut echipă bună. Foarte bună. La Țipană. A luat campionatul la pas echipa aia. Da. Da, și nu uitați. Că văd ok, sunt de acord pentru că să mai amintesc de anumite meciuri legendare. E adevărat. Cu Hamburg a fost cel nostru să mai întâmple. Dar vreau să mă amintiți așa câteodată în 92, de exemplu, toamna. Dinamo a eliminat pe Sporting. Și Sporting cu ce echipă? Figo. Balakov. Cadete. Numai internațional. Și am eliminat 2 goluri date aici, Gestă mai. Corect. Uite, chiar aștept cu nerăbdare să vă am aici în studio la un moment dat să vorbim un pic de trecut, de acele momente, de generații, că vrem să vorbim și, până la urmă, sunt generațiile care au marcat istoria acestui club și mă bucur, domnilor, că sunteți în continuare alături de Dinamo.
normal, că am fost tot timpul, am stat eu acolo la tineret, la Liga de, la Under 19, la Elit, nu ne-am plătit un an. Și m-am dus și am jucat să cu finala pe țară. Și vă dați seama că n-a fost ușor, da? N-am, normal. Ce le să fac? Dar acum voi și toți caută autentici. Noi deja suntem respirați, vârsta, nu știu ce. Toată lumea caută jucători autentici, oameni autentici. Asta e situația, n-avem ce să facem, timpurile. Vă mulțumim frumos, domnul Mihali, și sperăm să discutăm următoarea dată când lucrurile merg mai bine, când situația se îmbunătățește la Dinamo și vă aștept cu mare după drag câte aici. Știu, după câte știu, situația e bună în club. Sunt plătiți la timp, jucătorii sunt plătiți, da. Domnule Mulandi, problema este sportiv. Punctele. Asta trebuie să fie, să aibă ei în cap. Să lase spectacolul. Că nu cere nimeni spectacol, cum a spus Mourinho. Domnule, eu dacă vreți să fac spectacol și pierd meciuri, pe mine mă dau afară toți. Corect. Și luați puncte. Punctele. Să fiți sănătoși. Mulțumim frumos, la revedere. Onoare, la revedere. Mulțumim frumos. O seară bună. Da, da, un dinamovist adevărat, care să nu uităm, a rămas la greu. M-a chiar mai emoționat, pentru că mi-am adus aminte perioada în care am muncit efectiv gratuit la copii și juniori. Apoi a venit la prima echipă într-o perioadă în care toată lumea fugea. Uf, parcă a trecut mult timp de atunci, dar nu e decât un an de zile. Momentul acela în care am plecat la Chiajna, pentru primul amical, era Nea Gica antrenor și nu știam dacă vom începe sezonul. Eram convins de fapt că nu vom începe sezonul. Da, era cu o neață. Și da. A trecut una mai emoționat, recunosc, pentru că este un om pe care l-am apreciat mereu și sper din inimă ca pe viitor să se gândească cineva să-l aducă în familia Dinamo. Da, sunt absolut de acord aici. Pentru că este, pe lângă că este un fost mare jucător, au crescut generații sub comanda dânsului, adică este ceva... E un om care pune suflet. Special, când îl auzi vorbind, auzi pasiunea pentru Dinamo și, apropo că tu ai trăit perioada anilor 90, la început, eu sfârșitul anilor 90 și atunci era generația cu... Și bine, când revenit din Franța, dacă mi-aduc bine. Da. A venit atunci Halagiana, a reușit să facă o super echipă, un domn profesor cu șapca celebră. Dar acum știi cum e, noi eram puțin în șoc atunci, în șoc după ce ne plecaseră două garnituri de jucători. Vasile Ianul vânduse două camioane de jucători, mai rămăsese dintre cei care au jucat sub comanda lui Mircea Lucescu, mai rămăsese doar Naiulica Mihaescu. Naiulica Mihaescu mai rămăsese în echipă. Și da, s-a construit o echipă repede înainte. Deci, adevărat, erau și bani, Cătăline, pentru că Vasile avea așa în exces atunci niște bani proveniți din vânzarea de jucători. Mă rog, Dumnezeu să-l ierte, a făcut și pușcărie pentru asta. Sunt mult, da. N-are niciun rău să mai discutăm. Da. Da, Ghengam, așa, mulțumesc, că nu mai mi-aduceam aminte numele echipei Ghengam. Dar este, Neagică este un dinamovist adevărat, un om simplu, care pune foarte, foarte mult suflet și care ne-a arătat în momentele grele că nu renunță niciodată la Dinamo. Da, din câte știm, noi colaborăm acum și cu cei de la CS pe partea de pregătirea juniorilor. Pregătirea de individualizare, da. Și m-aș bucura să revină cumva în anturajul echipei de fotbal, să îi se găsească un post, pentru că avem nevoie și de oameni inimoși. Îți dai seama să vrei să fii fondaș central. Bine, copiii nu știu, nu l-au prins evident, abia l-am prins eu pe final de carieră, să te învețe Gică, Mihali, tainele poziției de fondaș central. Și când vorbește de fundaș central, știi cum e, asculți cu mare atenție și aici a spus că aici, uite, vezi, e și teoria mea. Mă bucur că am părtășit-o, că avem foarte mulți fundași centrali, avem prea mulți fundași centrali. E inflație de fundași centrali. E un pic inflație, într-adevăr, dar mi-a plăcut multă pasiune și, uite, bătrânul Ion Pârcălab, Săgeata Carpațiului, m-aș bucura să invitați într-o emisiune, ar fi... Să știți că au fost niște discuții, dar starea de sănătate ne permite momentan, dar poate un interviu sau așa intervenție telefonică ar fi interesant, într-adevăr. Bine, generație pe care nici eu nu cred că a prins-o. Nu. Da, într-adevăr.
Aștept de la voi întrebări, avem invitații în continuare. Nu uitați și de concursul organizat alături de Win2. Folosiți link-ul de înregistrare din primul comentariu atât pe Facebook cât și pe YouTube. Trebuie să vă înscrieți, să înregistrați acolo un cont. Aveți un ID creat, trimiteți pe emisiune dinamo79@gmail.com. ID-ul creat, intrați în extragerea de săptămâna viitoare și cine știe, sunteți un fericit câștigător al unui tricou oferit de partenerii de la Win2, parteneri aici la Dinamo 79, cât și la clubul Dinamo. Să sperăm că o să mai vină și victoriile, că astea sunt cele mai frumoase cadouri pe care le așteptați. Exact ceea ce avem nevoie. Avem nevoie de victorie ca de apă în deșert, ce să spun. Suntem într-o perioadă în care avem o presiune foarte mare, mă refer clubul, are o presiune foarte mare din partea suporterilor. Resimțim cu toții ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă și avem nevoie de victorie. Avem nevoie de victorie, de un meci bun, care apoi să fie repetate în următoarele partide, astfel încât să schimbăm puțin traiectoria, pentru că suntem într-o traiectorie profund descendentă. A părut că oprim puțin la meciul cu Clujul, da, așa, cu CFR, da. Apoi am reluat căderea. Ori lucrurile ar trebui să se schimbe cumva, lucrurile ar trebui să intre pe o altă traiectorie și asta se poate face numai prin rezultat. Uite, aici, apropo de intervenția domnului Mihalic, a spus multe lucruri interesante și cumva ai pus pe la ușii tu că este adeptul teoriei tale, adică în privința lotului, că spunem totuși lotul nu este atât de slab pe cât spun unii sau pe cât este... ar fi poziția din clasament. Aici... Da, și doar nu mă bănuiești că n-am mai vorbit cu Neagică de ceva timp. Acum, scuză-mă, pe tine poate te bănesc că nu te pricepe atât de mult, dar pe dânsul bănesc că se pricepe mai mult la fotbal. Eu mi-am spus părerea de câteva ori, am spus că, din punctul meu de vedere, lotul este peste locul pe care îl avem în clasament și că încă nu am format o echipă. Încă nu am format o echipă. O parte de vină o are Ovidiu, o parte de vină au jucătorii. Nu există o vină absolută în toată povestea asta, dar trebuie ca lucrurile să se schimbe. Eu am încredere cu acest lot de jucători, Dinamo se poate salva, evident, cu câteva întăriri în iarnă, dar trebuie să se formeze o echipă. Ori noi schimbând foarte des jucătorii, schimbând foarte des rolul jucătorilor de la meci la meci, nu am putut forma o echipă. Echipa asta trebuie să învețe să se exprime și apoi să repete acea exprimare până la perfecțiune, dacă vrei. Nu poți să schimbi. Bă, uite-te la Faru. Faru n-a schimbat nimic un an de zile și a luat campionatul. Bă, nimic. Și nu mă refer la sezonul ăsta, sezonul trecut, da? Da. Nimic n-a schimbat. Jucătorii au jucat ce știu ei să facă. Aia au învățat, aia joacă. Dacă noi schimbăm tot timpul, nu vom forma niciodată o echipă. Și atunci când nu ai o echipă, nici nu mai contează ce individualități ai foarte mult. Da, bine, acum... Vin cu o contradicție pentru tine, că tu spui să nu mai, dar față de meciul cu Herman Stad, oricum trebuie să schimbi. Adică trebuie să schimbi ceva. Cătăline, trebuie să iei ca reper un meci în care echipa a funcționat. Deci tu ai luat meciul cu, bine, prima repriză. Am luat meciul cu CFR-ul, am luat meciul cu Faru, în care echipa ți-a funcționat. Pentru că și în meciul cu Faru echipa ți-a funcționat. Ai luat bătaie, dar ai avut ocazii, nu ai pierdut posesia. Ai fost multe momente peste cei de la Faru. De asta spun, trebuie să ții un reper, un meci sau o repriză sau un meci care funcționează și vezi ce roluri au avut și mergi pe aceleași roluri. Dacă tu schimbi etapă de etapă, nu o să faci nimic. Și ajungi în postura în care ești, pentru că nu îți formezi o echipă. Cătălin, noi nu avem jucători răi, dar nu avem jucători care să facă diferență. Da, corect. Nu ai jucători să facă diferența și dacă nu ai jucători să facă diferența, trebuie să formezi o echipă. Iarăși, Ovidiu trebuie să realizeze că este la Dinamo București, nu la Barcelona, nu la Manchester City, nu în altă parte. Adică tu îți poți mula cu anumiți jucători de o anumită calitate, da, sistemul de joc, să-l pui să interpreteze diferit anumit rolul pe care îl are în echipă de la meci la meci. Aia poate să facă jucătorii foarte, foarte mari. Da. Jucătorii, mulți dintre jucătorii noștri, da? Mulți dintre jucătorii noștri, dacă le-ai dat a treia comandă, au încurcat-o. Uite, aici permit eu să răspund pentru tine, că spune domnul Darchi că a funcționat echipa. Acum spun eu ce mi s-a părut mie că a funcționat cu meciul cu Faru, până la eliminarea lor.
După aia n-a mai funcționat pentru că, sincer, schimbările au fost neinspirate. Da, da, bun, până la eliminarea lor. Uitați-vă la, numai, uite, când iei tu reper meciul cu CFR-ul, iau reper primele 10-15 minute din repriza a doua acelui meci, chiar și un pic prima repriză, dar repriza a doua cu farul până la eliminare. Păi, da, asta spune, jucat până fotbal. La eliminare, ai jucat fotbal. Ai asta... mers peste ei, ai pus presiune, atunci da. A fost un Dinamo ofensiv. După eliminare n-ai știut să te adaptezi situației, au fost schimbările. Păi a fost drăguț, drăguț. M-a întrebat ce am fumat. Vedeți, și Cătălin a fumat același lucru. Eu fumez electronică, el este nefumător, dar ca idee, au fost momente bune. Momente bune, din păcate rămâne la momente. Dar Cătălin a trebuit să iei momentele alea bune și să vezi ce s-a întâmplat atunci. Da. Și să îți iei un reper, reper care funcționează. Pentru că dacă tu schimbi în permanență, nu vei face absolut nimic. Vezi că în CFR, îmi spune, vezi că CFR a jucat fără mulți titulari și vezi meciul lor cu Oțelul. Mă rog, acum oricum la ce lotau și le... oricum ei folosiseră, în general au folosit titularii cu noi, rezervele le-au folosit un meci înainte cu Sepsi. Da, a fost, dar cel puțin pe analiza noastră așa a ieșit. Mă rog, acum vedeți că la fiecare echipă, la fiecare meci poți să găsești anumite, că și atunci cu voluntari, vă spui, uite că n-a jucat Mierloi, că a fost accidentat. Mierloi, da. Săracul Mierlitos sportiv, da. S-a accidentat, Doamne ferește. Dar... Da. Iarăși, nu sunt de acord, să merge prea. Domnul Marian, nu avem 0 puncte, avem niște puncte. Iarăși, am câștigat niște meciuri. Nu e chiar așa, nu au fost doar momente bune. De exemplu, meciul cu Voluntariul, tu l-ai jucat bine. Ai revenit de la 1-0, ți-ai creat ocazii, te-ai dus peste ei. Meciul cu Botoșani nu a fost un meci rău. Deci ai avut și meciuri bune. Meciul cu Craiova, iarăși, la fel nu meritai să-l pierzi. Meciul de cupă cu Craiova, ai avut și meciuri bune. Meciuri ok. Da, nu poți să spui, băi, dar ne-au bătut toți. Nu se relevă numărul de puncte sau nu au avut niciun meci bun. Păi și meciurile alea cum le-am câștigat? Da, într-adevăr, aici este un... Nu, uităm repede, sub impresia ultimilor rezultate, uităm. Uităm tot ce meciurile bune le uităm. Ne aducem aminte doar de prezentul apropiat. Și spunem, stai mă puțin, că nu am decât un punct în ultimile meciuri. Da. Adică, la meciul cu Farul spune, da, ok, bine, acum v-am spus, adică părerea mea, ce este stic părerea mea, acel meci a fost pierdut după eliminare pentru că nu ne-am adaptat, am fost prea fricoși, n-am fost suficient de incisivi. Atunci a trebuit să schimbi ofensiv, așa cum Hagi, mi-aduc aminte, jucătorii eliminat, nici nu ieșise bine de pe teren, că Budescu părăsea terenul înaintea lui, că imediat a fost schimbat de Hagi, așa trebuia să schimbi și tu ofensiv rapid. Corect, trebuia să schimbi rapid. Acolo s-a simțit. Dar asta spun, au fost și momente bune și meciuri ok, dar trebuie să revină, să se găsească o formulă care să aducă puncte. Îl avem în direct pe domnul Ionuț Lupescu. Îi urăm pe această cale mult succes noul proiect cu CS Dinamo. Bună seara și vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Bună seara! Ce faceți? Noi bine, dumneavoastră ce faceți? Cum sunteți acum că putem să vorbim ca oficial al Clubului Sportiv Dinamo, cum a spus clubul mamă în cadrul conferinței de presă? Da, oarecum oficial, pentru că sunt ce se consiliez pe acest proiect, consult să fac o consultanță pe acest proiect care este Academia sau Centrul de Copii Juniori, pentru că știți foarte bine că am avut o tradiție foarte mare până în 2011-2012 când s-a oprit această academie și e păcat pentru că eu cred că acum cu construirea noului stadion anul viitor, când va fi șantier în parcul sportiv, sperăm să fie chiar un șantier complet, în sensul că o să construiască și celelalte facilități pentru academie, mă refer aici la cele 3-4 terenuri, posibile terenuri să le reîmprospătăm, adică să creăm niște condiții standarde internaționale pentru un club care își dorește să fie internațional. Am observat, am remarcat faptul că ați evitat să folosiți academia, a spus mai mult centru, dar care sunt elementele care ar face diferența între un centru de copii și juniori și o academie în adevăratul sens al cuvântului?
Academia, din punctul meu de vedere, presupune să ai și o cazare foarte bună, să ai o alimentație foarte bună, dar să faci și școală în același timp. Este un termen mai nou, să spunem, în fotbal, de în ultimii 10-15 ani. Înainte am mai spus, se numea tânărul din Neamovist, da. Și a produs. Contează, cred că, mai puțin numele, ci, de fapt, infrastructura și standarde care vor fi. Și ce produci până la urmă, este cel mai important. Ionuț, te-am auzit la conferința de presă și ai vorbit foarte frumos despre ideea de a avea un singur Dinamo. Un singur Dinamo, asta înseamnă o colaborare strânsă sau foarte strânsă între clubul sportiv, clubul mamă și clubul de fotbal. Cum vezi tu colaborarea între cele, pentru că deocamdată avem două centre de copii și juniori distincte, asta este legislația, trebuie respectată. Cum se pot unifica, dacă sunt metode prin care se pot unifica cele două centre de copii și juniori? Avem două centre, dar nu știu dacă pe hârtie, dar nu știu dacă funcționează așa cum ar trebui la nivel înalt. Eu cred că, așa cum ai spus și tu, și de o parte de alta sunt oameni destul de maturi și inteligenți să înțeleagă că scopul unei academii este să produci jucători și scopul final este să promovezi jucători la o echipă în Liga 1. Degeaba e o academie foarte bună dacă scopul final este să produci pentru Liga 3 sau a 2. Nu are sens. Și atunci eu cred că e normal ca să fie la un anumit timp, nu știu când, să fie un singur Dinamo, să aibă un centru de copii juniori, o echipă în Liga 2 și pentru tot așa, pentru tineret, să joace și, bineînțeles, una în prima divizie cu noul stadion. Eu cred că este lucru ideal pe care ne dorim toți dinamoviști. Da, apropo de terenurile de antrenament, în momentul de față sunt suficiente în cadrul parcului sportiv sau vă gândiți de ce nu să fie construite noi și nu neapărat în parc, cât lângă? Pentru că numărul copiilor crește și probabil că ele sunt insuficiente. A spus că va fi construit și stadionul, dar odată cu demolarea stadionului, oricum am înțeles că unele vor deveni nefuncționale, că se va organiza șantierul efectiv. Absolut, pe timpul șantierului probabil va trebui să găsim o soluție să colaborăm cu, nu știu, cu altcineva care are terenuri. Mă gândesc că aici, în apropierea noastră, ar fi o bază în Colentinar, Juventus Colentina, sau Deacogetica, cum se spune acum, în care e interesantă. Și cred că am putea să intrăm o colaborare cu cei de acolo. În parcul sportiv ar fi fantastic să avem, părerea mea, adică nu că ar fi fantastic, e posibil, realist, să avem, afară de stadion, încă patru terenuri de fotbal. Eu cred că trebuie și un centru de medical, special pentru fotbal, dintre și o sală de forță special dedicată tuturor de fotbal. Dacă ai aceste patru terenuri cu cele de la Săstica pentru echipa mare, stadionul, am identificat pe lângă zona Ștefan cel Mare încă două terenuri care ar putea fi valorificate, dar aici depinde foarte mult de cei care sunt proprietari, dar cred că trebuie să prezent un proiect foarte clar ce este acum, unde vrem să ajungem și cum vrem să ajungem acolo, că până la urmă Ministerul de Interne trebuie să-și împrospătească, să zicem așa, curtea, nu? Fiecare acasă vrem să avem o curte frumoasă și eu cred că și datoria și NAI-ului să facă acest lucru. Și apropo că în cadrul conferinței păreați destul de încrezător în faptul că pot fi atrași investitori, sponsori care să fie dedicați sectorului juvenil, să veți iniția dumneavoastră discuții în acest sens sau pur și simplu vor fi la nivel de CS? CSE-ul, din câte știu, are anumite sponsori pentru alte sporturi. Sunt cu siguranță că vor fi destule firme care vor dori să investească și la secție de fotbal. Dar eu cred că asta va fi foarte important, dar și la sfârșit, când există tot acest proiect,
să avem și resursele umane specializate pentru așa ceva. Eu cred că asta va fi iar un challenge de a găsi oameni competenți pe diferite funcții, atât pentru academie, cât și pentru stadion, care știți foarte bine că menținatul în stadion nu este ușoară. Da, eu cred că renașterea cu adevărat a lui Dinamo și a unui mare Dinamo va fi odată cu finalizarea noului stadion, pentru că țin foarte multe lucruri de acest stadion. Sunt oameni care sunt interesați să vină la Dinamo în momentul, sau declară că sunt interesați în momentul în care se va construi stadion. Unde crezi că poate să ajungă, crezi că Academia Dinamo poate să ajungă la un nivel bun în momentul în care Dinamo va avea un stadion? Cât de mult crezi că influențează să avem un stadion? Ce se întâmplă la Academie? Păi, Academia mai mult are nevoie de celelalte terenuri de care am vorbit, de infrastructură. Sigur că am spus că finalitatea e foarte importantă, să ai o echipă gigantesc, dar care și un stadion cum îl avem noi e fantastic, pentru că atunci copiii văd, să spunem așa, lumina de la capătul tunelului. Și și eu când eram mic, eram parcul sportiv, eram copil de lungi, vedeam pe toți care jucau echipa mare din 80, împotriva lui Inter, lui Hamburg, Liverpool, îi vedeam după aceea și pe ceilalți jucători străini care veneau. Eram acolo, deci aveam un vis, am știut că visul meu există, se poate pune practic în realitate. Același lucru este și cu acest stadion. Da, să sperăm că vor fi vești cât mai bune și cât mai curând. Apropo de Academie, am realizat un interviu săptămâna trecută cu Ionel Dănciulescu. Mai sunt acolo Florin Vratu, Marius Nicolae, mulți foști jucători reprezentativ pentru Dinamo. Mai aștepta și alții să se alăture, pentru că ați mai dat încă o dată un semnal și oamenii de fotbal, dinamoviștii, sunt așteptați până la urmă, în număr cât mai mare. Nu știu, asta va depinde foarte mult de cât de mult se va implementa din proiectul pe care sper să fie agreat de cei care conduc. Ca așa cum am spus, după aceea, dacă va fi acceptat și se va moderniza baza și infrastructura va fi acolo, e nevoie de resurse umane și nevoie de specialiști pe fiecare domeniu. Și aici cred eu că Dinamo de-a lungul anilor n-a dus lipsă și ar fi bine să se întoarcă, să vină să ajute. Bineînțeles că trebuie și oameni care să facă bani, da, un buget. Pentru că nu poți să ceri neapărat, poți să ceri de la minister să își modernizeze infrastructura, dar nu neapărat să ceri acum ca și pentru organizare, salarii și așa mai departe. Aici trebuie niște oameni cu început care pot face bani și din sponsori și din sponsorizări. O să urmărim de aproape tot ce se întâmplă, pentru că ne place foarte mult ceea ce vrea să ofer în momentul de față CSU și cu acest proiect care a fost în prim plan și vă mai suna când și când și vom fi aproape de acest demers și sper să avem rezultatele așteptate pentru toată suflarea dinamovistă. Bineînțeles, în timp, nu cerem în câteva luni, dar sperăm să vină rezultatele muncii depuse, să avem un Dinamo puternic și un Dinamo puternic fără un centru de copii și junior puternic nu cred că poate avea loc. Exact. Vă mulțumim frumos, domnule Lupescu. Numai bine! O seară excelentă. Seară bună. O seară bună. A fost alături de noi legenda lui Dinamo, Ionuț Lupescu, care, iată, este implicat în proiectul CS Dinamo, bine, consultant, dar uite ce înseamnă un nume și un nume puternic, Ionuț Cătălin, Lupescu. Prin cooptarea lui Ionuț Lupescu, Academia Centrului Clubului Sportiv Dinamo a căpătat vizibilitate foarte mare. Bine, chiar dacă acolo erau nume, Dănciulescu, Bratu, nume, dar venirea lui Ionuț Lupescu a creat un anumit punct de vizibilitate, lăsând la o parte, eu știu, expertiza pe care o va face și, eu știu, propunerile pe care le va înainta celor din conducerea clubului sportiv și automat celor din Ministerul de Interne. Da, oricum sună foarte bine și aici cu stadionul sunt vești, adică zvonul mai degrabă acum, nu știu,
n-aș vrea să discut foarte mult pentru că nu am nimic concret și într-adevăr vor fi niște impedimente prin simpla poziționare a stadionului, faptul că este în zona centrală, ești în buricul târgului, cum se spune, și nu ai beneficii cum au avut alte stadioane să ai. Asta e un dezavantaj aici, că noi ne lăudăm cu faptul că Dinamo este din inima Bucureștiului, dar aici este un mic dezavantaj, simplu fapt că nu poți să-ți organizezi șantierul așa cum ți-ai dorit și vor fi afectate și alte spații, din ce informații am, dar mai concret vor discuta cei de la CS când va fi cazul. Da, corect. În primul rând ei au de rezolvat, Cătălina, cu infrastructura și este mult de lucru acolo, dar eu am constatat un lucru acum câțiva ani de zile, atunci când prin bunăvoința celor de la Clubul Sportiv Dinamo eram și noi prezenți zilnic având acolo locul unde ne desfășuram activitatea și am constatat că erau foarte mulți copii care începeau sportul în parcul Dinamo. Știi foarte bine, dimineața nu aveai loc de ei, da. La diferite secții, fie la handbal, fie la basket, la polo, la not erau foarte mulți, la fotbal. Și m-a bucurat foarte tare faptul că am văzut copiii începând să învețe să facă sport în Dinamo și asta înseamnă enorm. Și bravo lor, bravo celor de la CS pentru că au accesat foarte bine și au întărit foarte bine zona de copii și juniori, repet, nu doar în ceea ce înseamnă fotbalul, ci și la restul secțiilor. Invitat spui nu să se lase de alcool că transpiri și tremur. Nu, transpiră, nu tremur și alcool nu e bun, nu se pricepe. Ionuț, dacă ar bea toată lumea cât beau eu, Cătăline, alcool, tot cârciumarii ar da faliment, adică de la distanță, da? Da, văd că cineva se ține de glume și creează un contur cu numele meu. Dar unde a văzut foarte amuzant. Unde a văzut că tremur? E amuzant. Probabil că îți dai seama ce înseamnă un om care vede pe altcineva că tremură, el tremură de fapt, știi? Are o problemă. A fost un mesaj către eul lui. Ionuț, o să fii înlocuit la pauză cu un atacant, un fost atacant din Amovist. Da, e o plăcere să... Vom avea și intervenții din partea lui Andrei Niculescu, l-avem și pe Dan Giuranic pe final. Îți mulțumesc frumos pentru intervenție. Și eu îți mulțumesc că am putut să vorbesc cu fanii din Amovist. Dar interactiv. Da. Urmăriți un material special realizat apropo de CS, că tot vorbeam de CS și îl vedeți acolo și pe un fost jucător al lui Dinamo, pe Kiki Delciu. Revenim în câteva minute cu Liviu Ganea. Diagonal Taetara, pit! Dacă Rareș așteaptă să vină, să revină în mijloc, nu cred că bulgărește. De drumul! Haide! Bravo, nu-i nimic! Bună! Una, două, trei, patru! Ce te aperi, măcar, tai diagonal, da! La Kiki! Bună! 2, 3, 4, de poarta, de drumul! Kiki, e o nouă provocare pentru tine la CS, te descurci foarte bine, cum te simți? Mă simt foarte bine, mă ajută foarte mult colegii, sunt un om, zic eu, destul de apreciat în echipă. Ai reușit, până la urmă, să fii golgheterul, dacă am înțeles bine, 6 reușite, da. Ai prins apetit ofensiv. Corect. Ce crezi că poate obține CS Dinamo în acest sezon? Păi, după cum ne pregătim și cum arătăm, cred că putem obține promovarea în Liga a doua. Asta ar fi și obiectivul tău și obiectivul personal. Tuturor. Cum te simți când ai atât de mulți foști jucători de la Dinamo, și Alin, și Fară? Anul trecut v-a antrenat cu Dinamo, acum tot la Dinamo. Este foarte bine, vă dați seama că ne apreciem unul pe altul, muncim toți aici să ajungem unde ne dorim fiecare. Aveți și foarte mulți foști jucători, Dănciulescu, Bratu, Marius Nicolae. Te simți inspirat să ai atât de mult? Bineînțeles. Vin și ne ajută fiecare cum poate. E un lucru în plus pentru noi, că avem de unde să învățăm de la foștii mari fotbaliști al clubului Dinamo. Evoluați și pe stadionul Dinamo, vechea arenă. S-au scris atâția ani de glorie aici. Da, foarte frumos. Și cât ți-ai propus, ai setat un anumit număr de goluri sezonul ăsta? Să dau cât mai multe să mai ajute echipa să intrăm în Liga 2. Și care ar fi obiectivul așa pe viitor pentru tine? Ce ți-ai dori? Care ar fi? Păi, în primul rând să urcăm cât mai sus, noi ca echipă, încât și eu singur. Și să mai ajute cât mai multe echipa și să mă urc cât mai mult în Liga 2, Liga 1.
mult succes și uite că tot vorbim materialului pentru fanii dinamoviști, ce le-ai transmite? Să lupte în continuare și să rămână Liga 1. Mulțumim frumos, Chichi, mult succes! Mulțumesc și eu! O să dau direct una, două, mai mult! Faza de apărare, 1 contra 1, 1 contra 2, 2 contra 1, poziție joasă, protejați portarul, ochiul la minge, încercați să direcționați adversarul din poziția corpului către exterior sau să blocați cuplul. Portarul de atapă la apărătură. Început promițător pentru CS Dinamo în acest sezon, locul 1, cum se simte echipa, cum vă simțiți? Atmosfera e bună, ne-am pregătit bine, ne-am pregătit pe tot parcursul cantonamentului, pe tot parcursul amicalelor, am pregătit campionatul acesta și suntem bine, momentan suntem bine. Dar e o echipă foarte tânără, mulți juniori. Da, foarte bună, mulți copii tineri, foarte bun, promițător de calitate. Se spune că în Liga 3 e mai greu cu jucători tineri, dar uite că faceți față. Da, la noi da, nu știm, la alte echipe nu ne interesează, dar la noi jucătorii juniori și-au pus amprenta asupra echipei. Aveți și apetit ofensiv, multe goluri marcate, asta, da. Asta vă doriți, asta datorită este... staff-ului, datorită nouă antrenamentelor, munca se vede și în campionat munca noastră de la antrenamente zi de zi. Care ar fi obiectivul? Dacă te gândești la promovare sau momentan la... 100% promovare, nu ne gândim decât la promovare. Cum se spune că în Liga 3, în Liga 2 e cel mai greu să promovezi, dar cum vezi tu această luptă? Având atâția ani de experiență și de Liga 3 și puțin la Liga 2, eu zic că e foarte greu, foarte greu să promovezi de la Liga 3 la Liga 2. Multe echipe cu ambiție, e un campionat destul de greu. Plus că jucăm și cu alte serii, nu jucăm doar din seria noastră. Cum este totuși să jucați pe stadionul Dinamo? Locul în care s-au scris atâția ani de istorie. Vă dați seama că ne motivează foarte mult și atât pe noi și pe cei tineri. E un sentiment plăcut. Aveți și foarte mulți foști mari jucători, foști mari atacanți care sunt în preajmă. Da. Dăciulesc cu bratul cu noi, da. Ne ajută cât pot și ei de mult. Ne susțin și chiar ne dau mare încredere. Mult succes pe mai departe. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Am revenit cu partea a doua a emisiunii, așa cum am promis, schimbăm ofensiv, trecem în atac. Avem aici alături de noi pe Liviu Ganea, care îi mulțumesc pentru prezență și aș fi vrut să discutăm și după victorii, dar nu prea avem ocazia, adică și la precedenta apariție, tot după o serie negativă. Știu, dar asta a fost situația, cel puțin, acestui tur, pentru că mai puțin se termină și turul ăsta. Să sperăm că lucrurile se vor remedia pe parcurs, că să intre cât de cât pe un făgaș normal, pentru că știe toată lumea că e criză de puncte la Dinamo și nu prea mai este răbdare, atât din partea suporterilor, cât și din partea, cred că și a conducerii, pentru că și ei se așteaptă la rezultate, și ei se așteaptă ca lucrurile să se așeze. Într-adevăr, Dinamo a avut alte probleme, să nu uităm cum a fost promovarea, să nu uităm cum s-a prins play-off-ul de Liga 2 mai întâi. Da. Pentru că lumea are tendința să uite foarte repede și
Dar așa cum s-a prins play-off-ul, cum a fost promovarea, cum a fost barajul cu FC Argeșul, în care nu s-a așteptat nimeni să se întâmple lucrul ăsta. Sincer, eu am fost la, cel puțin la meciul de pe tur și nu venea să cred, eram în tribună și nu venea să cred la modul cum se desfășurau ostilitățile pe teren. Și a mai fost chestia cu insolvența, în care a trebuit să se aprobe nou plan. Și practic Dinamo s-a salvat prin chestia asta și cumva se îndreaptă către ieșirea asta din insolvență ușor, ușor. Și acum că e lipsa asta de rezultate și că echipa trece printr-o anumită criză de formă, dar sperăm să se termine cât mai repede treaba asta și să vină și punctele. Da, pentru că asta lipsesc punctele și noi tot avem discuții, dezbateri apropo de lipsa punctelor. Tu unde vezi, hai să spun altfel, nivelul lotului? Crezi că aici este de fapt problema, valoarea jucătorilor sau lipsa încrederii? Cum vezi tu situația? Bine. În momentul în care intri într-o serie dintre asta în care câștigi foarte greu sau nu ți iese jocul, normal că apasă o anumită presiune pe tine ca jucător în vestiar, e și presiunea antrenorului, pentru că și Ovidiu la fel nici el nu este mulțumit de ceea ce se întâmplă. Mai apare presiunea conducerii care și vor rezultate și cumva apasă chestia asta, dar trebuie să ai tu puterea ca jucător să te mobilizezi, pentru că despre asta este vorba. Și să reușești să ușor, ușor să ieși de acolo, să ieși din pasta asta. Dar asta trebuie să se vadă pe teren. Cred că cel mai lucru care s-a acuzat cel mai tare a fost lipsa, cel puțin la meciul cu Hermașta, lipsa de atitudine. Cred că asta a deranjat mai mult. Da. Că până la urmă poți să pierzi. Asta e. Ți-a fost anulat golul. Poate pleca meciul de la 1-0. Se întâmplau lucrurile probabil altfel. Acum trebuie să ai puterea să treci prin chestiile astea. Orice echipă are momente de genul ăsta, pentru că uite să ne uităm la Sepsi. Deci, da, exact. Înainte de meciul pe care l-a avut cu Botoșaniu, la fel, și ei aveau 5 înfrângeri sau ceva de genul ăsta consecutiv, sau 5 meciuri fără victorie. Cred că chiar 6, da. Sau 6. Deci, și au avut o criză, acum joacă la voluntari, Sepsi. Dacă nu câștigă la voluntari, degeaba e bătut pe Botoșani acasă. Adică de asta spun, în sânul oricărei echipe sunt momente de genul ăsta. Asta se întâmplă și la Dinamo acum. Dar să vedem dacă ei au puterea să treacă peste. Și asta e cel mai important. Apropo de puterea de a trece peste, lotul, când ai fost jucător, dacă era o astfel de situație, v-a ajutat, spre exemplu, să aveți doar voi jucătorii o ședință, fără staff, fără să discutați voi între voi, să le lămuriți? Nu știu, funcționează asta? Da, funcționează, pentru că trebuie să te mobilizezi și trebuie să dai 100% din punctul ăsta de vedere, măcar fizic. Ok, trebuie să fii concentrat, pentru că în astfel de momente nu îți mai permis să fii relaxat, nimeni nu e relaxat din club, mai ales tu ca jucător. Și concentrarea asta care este, se întâmplă în săptămâna premergătoare meciului, trebuie să fii mult mai atent ce faci, trebuie să te odihnești mai mult, pentru că de jucător depinde. Degeaba antrenorul îți explică și tactică dacă jucătorii sunt neconcentrați sau nu-și văd de treabă. Da. Și atunci ține de jucători și în momentul în care reușești să ai felul ăsta de mobilizare, imposibil ca echipa să nu arate mai bine, imposibil. Uite, apropo de echipă care arată mai bine, ne anunță cei de pe chat și apropo, aștept întrebări. În partea voastră are 1-0 UTA la Constanța, la Faru. Surprinzător. Asta zic, toată lumea dădea Faru câștigătoare sigură. Zic, domne, joacă Mircea Rednic și-a adus, într-adevăr, au fost discuții, că știm foarte bine, s-au făcut 26 transferuri, s-au fost foarte mulți jucători. Dar uite că ceva se întâmplă la UTA, am văzut de meciul cu Rapid. Parcă se vede ceva, nu? Au jucat și jucătorii ăștia care au venit, mulți străini, Lucasen și ceilalți, erau cumva nepregătiți. Da. Totul are nevoie de timp și uite, mă bucur că până la urmă Mircea Rednic a avut timpul necesar pentru a pune pe picioare un lot calute. Da, Mircea Rednic care la un moment dat era vizat, apropo de... Era vizat că nu erau rezultate. Asta se întâmplă cu și Covidiu. Eu mă bucur că are susținerea acționarilor în momentul de față și că atât Andrei Niculescu cât și domnul Voicu îl susțin. Știi? E normal să susțină, dar trebuie să iasă din criza asta, pentru că nimeni nu te așteaptă la nesfârșit. Asta e, cred că susi, dar cât crezi că poate să țină susținerea? Pentru că fanii deja au început să, vă spun, fanii au început deja să critique toată susținerea de la început. Am fost la Sibiu. Dar lumea uită repede, dar lumea nu înțelege că la Dinamo fanii au o memorie foarte scurtă. Da. Degeaba ai promovat, ok, felicitări și mă bucur că s-a întâmplat chestia asta și la modul cum s-a întâmplat și eu. E de felicitat și Ovidiu și cei din conducere. Dar asta nu ține la nesfârșit, pentru că mai puțin să termină turul, se trage linie, rămâi cu 9 puncte, ce faci?
După aia începe returul, după iarnă mai avem 3-4 etape, începe play-out-ul. Și acolo ești care pe care. Da, acolo deja e, adică Dinamo clar trebuie să adune acum un număr de puncte. Mai ai 8 meciuri de jucat în campionat până la sfârșitul anului. Deci clar da. Îți trebuie un număr de puncte, că altfel, ok, te duci în play-out, dar te duci să faci cum Iovenia anul trecut, act de prezență. Că... Păi, aici e problema, deci trebuie, asta e obiectivul, cred eu, să ai cât mai multe puncte după iarnă, până în iarnă cel puțin, pentru că etapele cele mai multe se vor disputa acum și trebuie să ai, trebuie să ai un lot cu care să te bați. Acum cine știe, poate în iarnă vor mai veni jucători și sper să fie jucători care să-i ajute imediat pe Dinamo, să nu mai vină jucători care n-au avut pregătire, jucători care trebuie să ai răbdare cu ei, care, nu știu, poate unii au avut accidentări și cumva Dinamo nu mai are timp din punctul ăsta de vedere. A fost o declarație astăzi al lui Ovidiu Burcă și mi s-a părut interesant. Cumva și-a asumat ce s-a întâmplat, că discuteai și tu de meciul cu Hermannstadt, că echipa n-a avut prospețime fizică după ce s-a primit golul. Bine, prospețime fizică și nici mentală, dar a spus că poate a încărcat prea mult, că au făcut două antrenamente pe, cu o săptămână înainte de meci. Crezi că atât de mult a afectat fizic echipa? Bine, nu știu exact ce s-a lucrat acum, spune că a făcut două antrenamente, dar nu a făcut două antrenamente fiecare zi. A o zi cu două antrenamente, că de obicei cam așa se face. La mijlocul săptămânii, marți sau miercuri, dar marți... Dar după mult... pauză, că asta e când înainte, cu o săptămână înainte de meci, au făcut mai multe antrenamente. Poate să... Adică a spus el că i-a încărcat un pic cam mult. Dacă el așa spune, înseamnă că așa a făcut și poate și asumă și el o parte din vina asta. Sau poate să fie pur și simplu... o scuză da. Găsită ca să-și apere echipa. Înțeleg și chestia asta. Să apere jucătorii ca să nu dea lumea în ei. Acum, știi cum e, doar rezultatele te pot... Acum, discutând sincer, ție ți s-a părut că în momentul în care Dinamo a primit gol cu Hermannstadt, a cedat de tot? Adică a fost pur și simplu o echipă fără vlagă din acel moment. A fost o echipă care n-a avut răspuns. Și asta e de fapt aici a fost problema. Toată lumea asta a criticat că până la urmă, ok, ai pierdut, te-a putut Hermannstadt, o echipă care joacă de atâția ani împreună, au avut niște plombe de jucători, este liniște. Au antrenorul care are continuitate de foarte mult timp acolo pe Măldărășan, adică Hermannstadt e un lucru tare. Și Hermannstadt se bate cu șanse reale pentru play-off anul ăsta. Da, că era discuția care e diferența între lotul lui Dinamo și Hermannstadt, dar diferența ar fi în primul rând de faptul că acolo sunt jucători care evoluează de 2-3 ani împreună, unii dintre ei. Asta e cel mai mare lucru care l-ai de câștigat tu ca o echipă, că și ei până la urmă tot din Liga 2 au venit. Au venit din Liga 2, dar au păstrat lotul antrenorul. Că au mai venit 2, 3, 4, 5 jucători buni de valoare, cu atât mai bine îți îmbunătățesc lotul. Dar ai continuitatea asta și asta te ajută. Personal, sincer, încep să te îndoiești de propriile calități în momentul în care ai astfel de serie și cum reușești totuși să treci peste impas ca jucător? Ca jucător, să știi că contează foarte mult vestiarul, contează pe cine e pe lângă tine, contează foarte mult antrenorul, cum vorbește cu tine, pentru că în perioada asta sunt discuții pe care antrenorul le are normal cu echipa, dar are și niște discuții individuale și alea contează foarte mult. Contează cât de apropiat este antrenorul de tine, cum vorbește cu tine, ce încredere îți dă. Aici deja nu cred că putem vorbi acum de parte fizică, că oricum nu ai ce să mai faci. Și dacă ar fi echipa nepregătită, trebuie să o duci până la sfârșit, așa cum e, până la sfârșitul, până în iarnă. Dar mentalul e foarte important acum ce se întâmplă și cum vorbește Ovidiu cu ei, cu fiecare în parte și cum reușești să-i capaciteze. Pentru că trebuie să te mobilizezi și prima mobilizare trebuie să plece de sus, de la cap. Da, uite, apropo de discuții individuale, probabil că trebuie să adaptezi speech-ul în funcție de fiecare jucător în parte. Adică cu unii poate trebuie mai agresiv, cu unii mai puțin. Aici da, pentru că sunt temperamente diferite. Fiecare jucător are stilul lui. Unii sunt mai introvertiți, alții unii trebuie să-i mai cerți. Aici depinde de tine, de antrenor, cum și să te mulezi. Dar eu cred că Burcă are capacitatea asta de a discuta cu jucătorii. Uite, cineva spune că Sibiu și anul trecut era de play-off dacă nu-i se tăia din punctele acumulate. Păi era 100%. Da, corect. Era 100%, o echipă care... Și era nou promovată atunci. Nou promovată și după depunctare ei s-au avut o serie mai rea. După ce li s-au luat punctele, probabil au fost și supărați și s-au întâmplat anumite chestii. Dar da,
Hermaș s-a dus echipă de play-off, părerea mea, care se luptă cu șanse reale la play-off. Și asta e interesant. Chiar anul trecut, de când erau nou promovată, era o echipă de play-off. Deci uite că și teoria asta, domne, dacă ești nou promovată, te bazi la... Nu promovată, dacă ești nou promovată de valoare și ai continuitate, poți să te bați. Acum că nu s-a întâmplat același lucru la Dinamo, la Dinamo știm și noi problemele care au fost. Au fost intricția la transferuri, s-au făcut foarte târziu, jucătorii au venit târziu. Nepregătiți mulți dintre ei, adică pe de o parte îl înțeleg și pe Ovidiu, că n-a avut o misiune ușoară, n-a fost la Dinamo, clar anul ăsta, cu tot ceea ce s-a întâmplat. Și te da, tu ai menționat, apropo de calificarea în play-off în Liga Secundă, că de ce ar fi relevant? Păi e foarte relevant că ai un nucleu din acei jucători, din acea echipă. Da, dar uite, acum unii care nu mai joacă, uite, Jaffer nu mai joacă. Corect, Banii, uite, și el a dispărut din echipă în ultima perioadă. A dispărut, dar cred că va juca, bine, acum că e politic. Mai sunt jucători, dar important e să ai un lot bun, pentru că în momentul în care dispare, cum ți-a dispărut Ghezali, aici a fost problema. L-ai avut pe Ghezali cu accidentarea cu Balgea, care și acum o are și e o accidentare păcătoasă pe care e foarte greu să o rezolvi și să fii iar 100%. Ai suferit vreodată? Eu n-am avut, au avut colegi de-ai mei, dar știu cum era. Că... Dar ce, adică poți să ne explici puțin măcar ca așa pentru profani, dar de ce te afectează atât de mult pe Balge? Nu poți să alegi? Nu poți să... Da, ai o durere în zona abdominului inferior în care te doare foarte tare. Înțelegi? Tu nu poți să faci când dai la poartă, când sari la cap, când faci un sprint mai tare, când tu în momentul ai dureri. Și în momentul ăla sunt dureri care te doare și acolo, te doare și pe inghinal, adică e toată zona e inflamată și tu atunci nu mai ești 100% pentru că ai dureri. Și îți e foarte greu să te mobilizezi, că tu faci recuperare, zici că îți trece ușor și să mai duc din durere, după aia ți-apar iar. Deci tot timpul ai o problemă din asta, am înțeles că o soluție e să te operezi. În momentul în care te-ai operat, durează foarte mult recuperarea și atunci practic ai pierdut foarte mult din meciuri. Deci cam asta e. Și asta spun, în momentul în care a dispărut Ghezali, nu aveai cu cine să înlocuiești, nu aveai pe cine să bagi. A avut momente când politic, într-adevăr, a făcut meciuri foarte bune, după aia a avut o scădere de formă. Adică tot timpul trebuia să ai o soluție cu care să apari. Dar astea nu au fost mereu constante. Și de asta ai avut probleme cu lotul, că n-ai avut mereu la dispoziție ceea ce trebuie. Da, aici la Ghezalica, uite, am avut tot timpul discuție ce se întâmplă, adică este diferența între nivelul ligii secunde și liga întâi atât de mare, de asta nu reușește să dea randament, dar uite, tu spui foarte bine că noi nu știm exact cât de mult îl afectează acea... Eu acum nu știu exact ce durere are, dar din ceea ce știu e destul de dificil. A stat o perioadă, faci recuperare, revii, simți că nu te mai doare, te bucuri, zici gata, încep să intri, păi iar te ia durerea. Că nu pare, asta e problema, că nu ai ce să faci. Adică ori alegi operația, ori o duci așa în continuare și joci cum poți. Da, într-adevăr și Ghezali care era reprezentat păi, mult toată din toată lumea spera că, îți dai seama, cu Liga I și cu ceea ce se va întâmpla, va fi un jucător determinat și un jucător care să crească în Liga I. Pentru că am văzut ce poate să facă în Liga II. Da, apropo de joc ofensiv, că totuși Dinamo are cel mai slab atac, tu... fost atacant. Cum vezi situația? Atacanții nu reușesc să se pună ei în valoare sau nu sunt puși în valoare ei? Nici nu sunt puși în valoare. Pentru că gândește-te să spunem un jucător de la Dinamo care e jucător de ultimă pasă. Bună întrebare. Care este acel jucător? Cine este? În niciun caz Iglesias, în niciun caz Nenel Zuroșu. El joacă jos, toți sunt foarte jos și așa. Ilici poate un pic, dar... Ilici, dar e un jucător ok, bun stângul, că până la urmă era dat pasat de gol cu CFR-ul când a dat acolo printre lui Abdallah. Dar ai nevoie de mai mult. Ai nevoie de mult mai multe centrări. Eu am văzut că Dinamo nu centrează în care eu. Așa cum am promis, îl avem, ce scuze, o să revenim la discuție, îl avem prin telefon pe Andrei Niculescu, administrator special al clubului Dinamo. Te salutăm, Andrei. Bună seara, o salut. Discutam despre jocul echipei, cum a fost atacant al lui Dinamo, Liviu Ganea, despre problemele din joc, că încercăm să ne dăm și noi seama ce se întâmplă, de ce echipa nu dă randamentul pe care îl așteptăm, de ce nu vin victorile, de ce nu vin reușitele. Încercăm să descifrăm așa puțin din necunoscute. Asta e frumusețea fotbalului, că toți încercăm să înțelegem și fotbalul câteodată ne face pe toți să ne dăm seama că nu ne-am gândit bine. Asta zic, dar, Andrei, dacă ar fi simplu, toată lumea ar ști ce are de făcut, dar nu e niciodată simplu. Da.
Asta spun, că din păcate putem noi să ne dăm cu părerea foarte mult, dar realitatea să ne contrazică. Ovidiu Burcă mult mai încrezător astăzi la conferința de presă. Eu am fost la conferința de presă după meciul cu Herma, eram singurul de fapt prezent la conferință ca idee și era un Ovidiu Burcă foarte dezamăgit. Acum a apărut un Ovidiu Burcă mai încrezător. Ai discutat cu el? Cum îl simți în această perioadă? Păi echilibrat, asta e cel mai important. Eu cred că el, chiar dacă n-a vrut să arate, probabil au afectat foarte mult discuțiile din spațiu public legate de eventuala lui demitere sau lipsa noastră de încredere în el și foarte important este că noi am reușit să-l echilibrăm și la rândul lui să transmit acest echilibru către echipă pentru meciul de mâine. Legat de meciul de mâine, îți dai seama cum sunt discuțiile inerente, apropo de ce se discută și în spațiul public. Poate fi considerat un meci decisiv sau este un meci ca oricare altul în momentul de față? Mie mi-ar plăcea ca jucătorii și noi să considerăm toate meciurile decisive, în sensul în care să ne dorim până la orice limită și la orice sacrificiu să câștigăm fiecare meci, dacă ne gândim la asta apropo de victorii. Și din punctul ăsta de vedere, da, e un meci decisiv, dar din alte puncte de vedere nu e un meci decisiv. Uite, discutam aici și cu Liviu de lipsa de eficiență a atacanților, că spunea și el că la un moment dat trebuie să-i pui și în valoare. Din discuțiile purtate, v-ați făcut o analiză a posturilor pe care vreți să le întăriți în iarnă sau lista este deschisă până nu se încheie, până la finalul anului? Acum Liviu cred că știe mai bine decât mine. Câteodată poate atacanții au randament sau n-au randament dacă n-au mingi. E o analiză complexă de făcut și nu cred că sunt eu în măsură să vorbesc mai mult despre asta. Dar sunt convins că și Ovidiu și Gabi și Tacu vor face o analiză corectă pe acest lucru. Trebuie să te întreb un lucru, pentru că fac două chestiuni care au apărut în ultimele ore. Ionuț Chirila a vorbit în ultima perioadă, a apărut și informații că a fost la Sibiu, a vorbit și el despre Ovidiu. Ce se întâmplă? Este consultant sau pur și simplu vine la meciuri? Pentru că inevitabil s-au făcut speculații. Acum că vezi, domne, s-ar putea să fie posibil înlocuitor al lui Ovidiu. Doar speculații. Noi suntem, cum să spun, primim pe oricine și suntem foarte amabili cu toți cei care au avut o istorie la Dinamo și oricine vrea să vină la meciuri e bine primit pentru că face parte din istoria lui Dinamo. Dar atât, nu vreau să se speculeze mai departe. A fost una, trebuie să te întreb, pentru că au fost foarte multe discuții în spațiu public despre un anume angajat pe care l-ați aduce la Dinamo, George Bozieru, cred că am reținut bine numele. Este angajatul lui Dinamo? Poți să spui ceva în acest sens? S-a semnat vreun contract de muncă? Nu este angajat, dar acolo subiectul ăla este un subiect inventat de un prieten de-al meu din presă, un coleg de-al vostru și nici nu are rost să discutăm pentru că e așa o încercare disperată de a-și face audiență. Eu am impresia că dacă el nu scrie despre mine, n-are audiență. Nici n-aș vrea să-i răspund. Spus domnul Voicu de o ședință după meciul cu Iași, cu Ovidiu, la ce s-a referit? Că a spus că nu e vorba despre schimbare, ok, dar despre ce ar fi vorba într-o ședință cu Ovidiu? De ce a fost menționat acest aspect? Orice ședință ar fi după Iași pe aspecte pozitive, în sensul unei discuții legate de eventuala prelungire a contractului Ovidiu Bosc. Auzi, Andrei, ce vreau să te întreb? Voi ați avut la săptămâna asta la Săftica, ați avut o discuție cu jucătorii? Nu, săptămâna asta n-am fost să vorbim cu ei. Am fost neoficial așa printre ei, am stat de vorbă cu fiecare, dar nu am avut o discuție de genul celei care a fost înaintea meciului cu CFR Cluj, când au venit mai mulți dintre acționari, am stat de vorbă cu ei. Eu cred că a fost un efect pozitiv pentru meciul cu CFR Cluj.
Dar momentele astea nu cred că trebuie repetate, așa că își pierd după aia din însemnătate dacă le facem săptămânal sau frecvent. Da, 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 am înțeles. Nu, că asta e important, pentru că e important să știe că sunteți aproape de ei, important e să știe că îi susțineți și până la urmă... Așa, discuții cu fiecare în parte am și eu, are și Gabi, avem, nu e o problemă. Da, foarte bine. O ședință de genul prezenței acționarilor mai mulți, vreo 4-5 care să vină să le transmită încrederea lor, am avut doar înainte de meciul cu CFR și noi credem că asemenea gesturi nu trebuie repetate des pentru că își pierd din însemnătate. Da, 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 am înțeles. Jucăm pe Arena Națională mâine, nu vor fi foarte mulți spectatori, ținând cont de situația echipei, vă gândiți la un moment dat să revenim pe Arcul de Triumf? Bine, după meciul cu FCSB, exclude meciul cu FCSB. Mai a spus tot timpul, atâta timp cât avem cele două alternative, ne vom uita la ambele. Deocamdată Arcul de Triumf este programat, pe Arcul de Triumf e programat un meci al Naționalei Feminine, am înțeles. Dar cu siguranță pentru celelalte meciuri, dacă și gazonul e în condiții foarte, foarte bune, pentru că am văzut niște poze și arată biliard în perioada asta, deci reînsămânțarea a avut succes, evident că e opțiunea noastră. Am înțeles, da, că e dezolant totuși 4-5 mii de spectatori pe Arena Națională din acest motiv, vă întreb, da? Vom vedea cine știe, poate leagă echipa câteva rezultate pozitive și e nonsens acest subiect, da? Să sperăm că vom avea... Voi știți care este conceptul nostru sau al meu. Eu îmi doresc ca suporterul dinamovist să aibă experiență occidentală pentru prezența la meci. Acum că e Arena Națională, chiar că oricare dintre ele oferă perspectiva asta și ne dorim foarte mult așa. Acum că tot e finalul intervenției, înainte de să te las la treabă, un mesaj pentru fanii din Amviș, înainte de meciul de mâine. Decisiv, nedecisiv, e foarte, foarte important totuși. Păi, eu cred că ei sunt capabili să dea o forță suplimentară echipei mâine. Dacă ei consideră că jucătorii și Ovidiu merită suportul să vină cât mai mult, știu că e un moment foarte greu, dar caracterele puternice acum se arată. Să sperăm că jucătorii vor înțelege să arate la această tărie de caracter și să mai vorbim și după victorii. Mulțumesc frumos, Andrei, pentru intervenție. Seară bună, seară bună, vă mulțumesc și eu. Seară bună. Da, într-adevăr. Tu cum vezi această idee de a reveni pe Arcul de Triumf? Pentru că 4-5 mii de spectatori pe Arena Națională, ai văzut și tu? Părerea mea e foarte bună, pentru că cred că e și o diferență de bani, nu până la urmă. Da, e o diferență, dar mă gândesc că 4-5 mii de spectatori pe Arcul de Triumf arată stadion mai plin față de Arena. Păi unde... da, corect, asta zic. Adică, până la urmă, da, normal, vrei să te bucuri de Arena Națională, vrei să te bucuri de gazon. Acum, din ce spune și voi, gazonul ar arăta bine pe Arcul de Triumf. Da, mă mir un pic totuși că atât de repede... Adică am crezut că durează un pic mai mult acest proces de... Da, ne bucurăm, car și da, eu cred că Dinamo, pentru că Dinamo până la urmă a avut rezultate, ok, Parcul de Triumf, a fost mobilizarea mai bună, peluza era plină mereu pentru că da. Erau foarte mulți oameni la tribuna a doua, la tribuna a întâi, adică nu văd de ce nu n-ar juca și cred că o să ia și în considerare chestia asta, pentru că, da, meciuri care, cum e meciul cu Iași, în care nu o să ai o audiență foarte mare, e dezolant și pentru tine ca jucător, știi, să te uiți în tribune, să vezi, să te auzi ca la antrenament. Da. Așa se întâmplă. Dar da, cred că e soluția asta bună în continuare cu Arcul de Triumf pentru meciurile astea și meciurile cu FCSB sau cu alte echipe să joci pe Arena Națională. Revenind un pic la discuția cu atacanții, că de antrenori am tot discutat și adică, uite, interesant că ar fi vorba de o prelungire a contractului pentru Ovidiu. Să sperăm că vine după o victorie. Hakim, ți se pare că ar fi un pic în revenire? Încercăm să ne legăm și noi de anumite aspecte pozitive. Ți se pare sau a fost? Așa pare, dar știi cum e. Trebuie să joci, să demonstrezi, să ai și minute. Că, sincer, ca atacant, toată lumea spune, domnule, se dă șansă. Eu știu ce înseamnă și asta cu șansa. Șansa, când nu joci și n-ai minute, e foarte greu să-ți revii tu ca jucător. Trebuie să ai un noroc foarte mare, adică să intri, nu știu, 15-20 minute, ori să dai gol.
ori să faci ceva foarte important timpul meu, să schimbi soarta meciului și atunci să zici, bă, meciul următor merit să joc, știi, mai mult. Dar Ovidiu știe acolo care, cum îi vede la antrenament, noi îi vedem doar la joc. Da, așa. Astfel, altfel îți faci și tu o impresie, dacă un jucător, degeaba el joacă foarte puțin pe meci și în ciclul săptămânal de antrenamente, poate nu se antrenează bine. Și atunci, eu n-am cum să-l bag la meci și să joace de la început, dacă eu îl văd că la antrenament nu poate să alerge sau nu ies chestii sau nu se simte în largul lui. De-aia spun că antrenorul e cel care vede cel mai bine. Noi vedem de minutul 1 și ce se întâmplă sau când intră pe teren. Mai mult nu vedem, știi? Bine, noi vedem, din păcate, o echipă Dinamo care nu ajunge la poartă. Asta este, adică de la... Da, îmi scrie foarte greu, ți-am zis. Chineală continuă, adică nu ajungi. Adică, ai spus, dar nici mijlocași, nici cei din linia a doua. Și acum se pune întrebare, este sistemul de joc și o problemă filozofică? Și... Ovidiu are și el filozofia lui de joc în care unul dintre mijlocașii ăștia centrali, indiferent că joacă Bena sau că joacă Iglesia sau cine joacă acolo în fața fundașilor centrali, coboară foarte mult ia mingile. Într-adevăr, câștigi la partea de posesie. Tu ai o posesie mai bună pentru că cumva, dar posesie, atenție, posesie nu progresivă neapărat. Aia e problema. Posesie acolo, în fața fundașilor, poate în jumătatea ta, poate... care tu nu pui foarte mult în pericol, dar într-adevăr ții mingea la tine. După aceea tu ții mingea și o plimbi pe acolo, dar trebuie să fii incisiv, să dai și pas în față, că de asta eu sunt nemulțumit de Abdallah, pentru că îl văd masiv așa mare pe el, dar nu văd forța aia să-i dea pe aia la o parte pe acolo sau să țină mingile, știi? Să fie atacantul ăla de forță, de pivotul. Păi da, pivotul ăla pe care să ajuți pe cei care vin din spate să ții mingea un pic sau să dă numai zic de dat cu cap. Păi da. Nu dă cu capul, eu asta nu înțeleg. Băi, e dita mai omul, știi? Adică măcar dai cu capul, câștigă duelurile, deviază pentru ceilalți. Corect, corect. Dacă nu. Deci nu face chestia asta. Am tot zis, după zic, e de la pregătire, nu e pregătit, zic, nu poate încă, n-are suflu, n-are... Dar văd că trece timpul și nu se întâmplă mare lucru. Aici poate fi și, adică nu știu, o reținere în dueluri, să nu participi, că sunt unii jucători care adoră duelurile fizice, adică sunt... Nu e de ador, dar trebuie să câștigi mingile în momentul în care îți vine minge înaltă și, nu știu, adică e degajare de portar, de fundaș central, da. De ce vrei tu. Trebuie să mai câștigi din ele, că dacă tu nu câștigi nicio minge și toate mingile sunt la ei... Posesie pierdută, da. Păi da, iar o iei de la capăt, ele iar alergi după minge. De asta te ajută și un atacant, că sunt importante și duelurile astea în care tu reușești să ții minge, echipa ta mai respiră, opțiuni fault. Se începe mingea de acolo, de la 35 de metri de potat adversă, echipa mai... altfel poate să rea jocul. Dar asta, nu știu, ne așteptăm să facă mai mult pentru că e nevoie în momentul de față de un atacant de genul ăsta la Dinamo care să țină mingea, să țină mai bine mingea. Da, într-adevăr, dar este potrivit stilului de joc? Adică genul ăsta de atacant? Acum, un atacant masiv sau ar fi... Că a încercat Ovidiu Săracu, a încercat și cu atacanți de viteză, a încercat cu Ghezali și Gonzalo, a încercat... Gonzalo e genul de atacant care îți apare bine din linia a doua, pentru că el știe jocul. Te uiți așa, el intră în combinații, tot timpul dă niște exterioare, face niște deviere, adică se vede că e mai mobil. Dar nu poți să joci cu el împins. Nu poți, nu. Că nu te ajută acolo. El tot din linia a doua, așa cum a fost cu voluntariu, cum a jucat. El a jucat al doilea. Da. Și de acolo a dat randamentul pe care l-a dat. Dar al doilea, dar trebuie să ai și unul acolo, unul care să poată să țină mingea, un pivot bun. Gândește-te, hai să ne uităm pe toate meciurile din turul ăsta, câte goluri s-au dat din centrări. Că oricum n-am dat noi prea multe goluri. Da, am dat 8 cu totul. Dar e vorba și de asta, pentru că și, nu știu, ajunge Banii în partea stângă, vrea să centreze, cui centrează? Corect. Că Dinamo nu dă goluri din, adică înțeleg filozofia lui Burke, el încearcă altceva, să pună mingea jos, să intre în combinații scurte pe acolo, dar nu reușești mereu toate meciurile să faci chestia asta. Că nu ți-ezi mereu chestia, mai aruncă și mingea în care o să se mai bată și aia, că știi cum e, poți să-ți ia să dai goluri sau să câștigi meciuri din centrează unul care la cap la coadă, că nu ești Real Madrid și Barcelona. Da, din păcate, aici sunt și anumiti jucători care la început laudă pe Denis, dar Denis nu are mai dat același randament. Nu cred că doar eu observ asta. Da, dar nu e ca și cum știu, dar cum am spus, sunt în unei echipe, sunt fel și fel de probleme. Tu ca antrenor te ești acolo, nu? Să analizezi că sunt jucători care au scădere de formă, sunt unii antrenori care bagă jucătorii chiar dacă au scădere de formă, să știi? Da. Pentru că consideră că o să-i ajute și consideră că îi ajută și pe ei să-și revină ușor-ușor ca să revină la potențialul pe care l-au avut. Sunt antrenori care în momentul în care nu mai ajungi, ține numai pe bancă. Ceea ce depinde numai de tine să-ți revii. Of, da. Care iar e greu.
prima condiție pentru a marca este să tragi la poartă. E atât de simplu, dar atât de adevărat. Adică asta spunea și Alan Shearer. Ca să dau gol trebuie să dau la poartă. Asta e prima condiție. Să te pui în poziție de a da la poartă. Noi nu ajungem niciuna aici. Dacă te joci numai cu spatele la poartă, nu reușești să te întorci sau colegii tăi nu reușești să, sau să-ți cauți loc, să-ți cauți culoare, să ceri mingea, să... Da, e, nu e simplă deloc treaba, dar să sperăm că Ovidiu va fi inspirat și va reuși să-i mobilizeze. O să vorbim un pic și de meciul cu Iași. Avem un concurs realizat alături de partenerii de la Wintu și că tot mă întreabă oamenii de întrebare pe care o adresez și acum vine și întrebarea pentru concurs. Cel care răspunde primul, nu o să vă așteptați la întrebarea asta, și cel care va răspunde primul va fi declarat câștigător, că tot jucăm cu Iași. Între ce ani a evoluat Leu Grozav în tricoul lui Dinamo? Bă, a fost jucătorul lui Dinamo, cei care sunteți mai mulți. Leu Grozav care nu va sta pe bancă. Nu va sta pe bancă, da, într-adevăr. Sperăm să fie un avantaj. Să fie un avantaj. Uite, dacă îl văd prin tribune, să-l întreb cum era când a jucat la Dinamo. Dar eu l-am prins puțin. Bine, mi-aduc aminte mai mult de în perioada Ciahlău, că avea un șut bombă. Era șutorul de la distanță. Uite, momentan n-am primit răspunsurile corecte. Tot numai pe Google acum. Da, caută rezultatul. Laur P, 92-98, într-adevăr. Laur P. Ai fost mai rapid, ori ai dat search, ori am pus și unele întrebări. Acum să nu fie toată lumea la... să... Nu, uite, greu. Da, într-adevăr, Laur P este cel care a răspuns corect, 92-98. A fost la Dinamo, Alex a răspuns și el corect, dar după, Laur P, felicitări. Ai câștigat un tricou, într-adevăr, Leo Grozavu. Eu mi-aduc aminte mai mult de el de la Ciahlău. Avea șuturile alea bombă din lovituri libere, cum era Tamaș, cum era Vali Năstase, când trăgeau de la 40 de metri, nu conta, rupea menile portarului. Meciul cu Iași, apropo că revenim, cum vezi tu meciul ăsta? Iași, echipă solidă. Un meci în contrast, asta spun, cum ne prinde pe noi, ne prinde după meciul de la Hermannstadt și pe Iași, care au un ascendent bun după ultimile partide care le-au jucat. A scăpat printre degete așa victoria cu Craiova, au primit gol târziu. Adică... Și ciudat, în an, superioritate. Adică... Da, se întâmplă chestia asta, dar totuși o echipă, atenție, care joacă mai bine în deplasare. Așa ți se pare? Da, Iași a jucat. Gândește că cum au jucat la Rapid, Iași. Cât de bine au putut să joace la Rapid. Da, o echipă curajoasă, cu pressing, care au atacat. Spun, un meci foarte, o să fie foarte dificil, dar sperăm să avem avantajul ăsta că Leo Grozavu nu va sta pe bancă și să avem avantajul măcar ăsta și să reușească să exprime altfel băieții în teren. Cât de mult adică, uite, din perspectiva ta, fostului jucător, cât de mult te ajută antrenorul în timpul meciului? Prin indicații sau să-l știi că e acolo? Cum te... Te ajută prin indicații, pentru că sunt momente în care trebuie să dirigeze oarecum în teren sau îți spune să faci anumite chestii, să schimbe anumite chestii. Da, normal că îl va transmite secundului și secundul va spune ce dorea el să spună, dar nu este același lucru, pentru că în timpul meciului sunt mulți jucători care se uită spre banca de rezervă. Antrenorul strigă la tine și cere să faci anumite lucruri, de exemplu să stai într-o anumită zonă. Sunt meciuri în care antrenorul cere, de exemplu, mijlocașilor lateral să schimbe locurile între ei în timpul meciului. Da, da, da. Sunt care spun, nu știu, rămâi pe ție ca atacant. Când vezi care, nu știu, fundaș central stânga, fă-i mereu pressing, că o să greșească. Sau fă-i mereu... Sunt anumite chestii care se transmite atunci. Astea sunt chestii pe care le vede în timpul meciului și ți le spune imediat după bancă. Nu e vorba, nu sunt toate vorbite înainte la ședința, înainte jocul. Da. Și contează chestiile astea, pentru că le pui în aplicare în două secunde că tu ești în teren. De asta spun că contează. Contează mult și hai că ne dai un pic de încredere, că încercăm să ne legăm și noi de ceva pozitiv, că este o perioadă care... Poate o fi norocul nostru și o să conteze chestia asta și atunci... Da. Cum ai discutat, cum ai spus tu la ăsta, până la urmă ține și de atitudine, până la urmă, Liviu, că nu poți cum ai jucat la meciul cu Hermannstadt și te aștept să obții ceva, pentru că acea atitudine n-a fost de Dinamo. Trebuie să vină și răutatea un pic din interiorul fiecărui jucător. În momentul în care nu ți-ai lucrurile, se întâmplă să nu-ți iasă, te conduce adversarul, mai rău. Păi trebuie să ai un pic de răutate în tine, să ai puțin, nu știu, un pic de tărie, de caracter între voi, să ai un pic așa, ne calcă toți în picioare, chiar așa,
Dar asta trebuie să apară de la fiecare. Degeaba spuneți antrenor după bancă și îți strigă. Corect. Dacă nu pleacă din tine chestia asta și mobilizarea asta să plece dintre colegii tăi, că nu știu, nu poate să fie toată lumea la fel. Sunt unii, nu știu, dau un exemplu, jucător străin, care nu înțelege exact ce se întâmplă la Dinamo. El nu știe istoria, el nu știe, poate nu are o rivalitate, îți dau exemplu, față de FCSB. El știe că e un derby, dar nu știe ce și cum, sau în alte meciuri. Dar mobilizarea asta trebuie să plece din sânul echipei. Pentru că, măcar ok, poate n-ai reușit pe planul ăsta, nu ți-e toate, bă, da, măcar alergă. Alergi, ai un pic de răutate în tine, bine, răutate pozitivă și cu cap, nu să iei roșu, că atunci ajungi să ieși afară, da, să lași 10 oameni. Dar trebuie să faci ceva, adică toată lumea trebuie să mobilizeze, bă, hai să alergăm. Păi ce, eu îți dau un exemplu, Oțelul Galați a făcut egalurile alea, că a jucat super bine, alu Dorinel. Păi a avut 8-9 meciuri câte a avut egaluri, mai ales cele de la început, păi Oțelul nu juca absolut nimic. Bufa și da, au făcut egaluri. Da, foarte agresiv, foarte agresiv. Alergă. Tu ai văzut, că asta vorbeam, tu ai văzut Oțelul de la CFR în minutul, da, 80 ceva ce pressing făcea? Asta e putința aici. Adică trebuie să și poți și trebuie să ai și puțin curaj. Și cu noi, într-adevăr, Oțelul în minutul 90 făcea pressing avansat în jumătatea noastră și asta înseamnă, într-adevăr, după chipul și asemnarea lui Dorinel Munteanu. Asta zic, adică trebuie să plece și un pic de la jucător, hai să ne mobilizăm un pic. Că nu, lumea știe cine, jucătorii români cel puțin, trebuie să știe că la Dinamo răbdare e scurtă, nu te așteaptă nimeni. Dar ai pierdut un meci, două, trei, deja gata, e scandal, că așa e. Nu e o echipă de provincie care e nou promovată și gata, o lasă, că vedem ce facem la anul. Nu merge. Da, să sperăm că vor înțelege acest lucru, să sperăm că Dinamo va avea altă atitudine. Aici contează foarte mult și liderii din vestiar, cei cu personalitate, cei care pot să ia pe cei mai tineri, hai să, uite, un Lucas, dar Lucas e venit de două luni la Dinamo, ce poate să spună? Și asta e ciudat, adică să capitanul pui banderola și el nu prea înțelege ce s-a întâmplat, știi, aici. Eu înțeleg, un jucător cu experiență, un jucător care a jucat și la un anumit nivel, dar și mobilizarea asta trebuie să plece de undeva și jucătorii români trebuie să fie primii care trebuie să dea această mobilizare. Pe ce jucători te-ai baza? Dacă te-aș pune așa să alegi, pe cine te-ai baza că ar putea, uite, ăsta ar putea face diferența? Uite, de la jucătorul ăsta, cred că putem aștepta să facă diferența. Păi acum iese din calcul Ghezali, pentru că știm, da, situația lui medicală și nu știm exact la cât la 100 din potențial este. Dar un jucător care l-am văzut, ori poate să fie Politic, ori poate să fie Costin. De Costin la fel, când vorbeam în startul sezonului, îl vedeam amândoi unul dintre cei mai buni și acum... Da, dar asta zic, au perioade, în care nu le iese jocul și contează că îți și pierzi încrederea la un moment dat, știi? Că nu-ți mai ies lucrurile, antrenorul nu te mai bagă, important pentru tine este să te pregătești foarte bine. Da, într-adevăr, să sperăm că lucrurile se schimbă bine. Vreau să te întreb un pic și de devenirea lui Ionuț Lupescu la CSE, apropo că tu ești un produs al Centrului de Copii și Juniori, că uite, se încearcă măcar aici, la Academie, la CSE Dinamo, să se miște un pic lucrurile, să producă Dinamo jucători, să vină din nou jucători. Păi asta e cel mai bine și cred că următorul pas care trebuie să facă, da bine, CSE-ul au deja echipa care joacă în Liga 3. Asta e cel mai important, pentru că toți acei copii trebuie să aibă o continuitate. Îi crești, îi crești, îi crești, joci în Liga 3. Pentru că nicio problemă că joci în Liga 3. E foarte bine. Și eu am jucat la 17 ani, jucam în Liga 3. Corect. Și era un prieten foarte bine. Erau meciuri cu seniori, jucai cu echipe titrate, jucai cu echipe în care tu creșteai ca jucător, câștigai foarte mult. Tu ai fost la Dinamo 2 și când era în Liga 2, nu? Păi am promovat din Liga 3 în Liga 2, da, cu Dinamo. Da, promovat, era, da, prima era... dată a fost Liga 2, dar nu prea jucam, că erau jucătorii care nu prindeau la prima echipă, jucau la Dinamo 2. Era foarte mulți atunci, ce vor 2005, era un lot, avea Dinamo un lot atunci în care vreo 8-9 inși jucau la Dinamo 2. Da. Avea un lot extraordinar Dinamo în perioada aia. Și după aia, da, Liga 3 am promovat în Liga 2 cu Dinamo 2. Da, și cu toate că erați foarte mulți tineri, uite că ați reușit treaba asta. Păi da, majoritatea au jucat, să știi. Deci toți, majoritatea din lotul ăla lui Dinamo 2 atunci, să nu mai zic primul 11, majoritatea au jucat în Liga 1. Au ajuns să joace în Liga 1, da. Da, că au avut 80 de meciuri, 50 de meciuri, 100 de meciuri, dar au jucat în Liga 1. Și asta e cel mai important, pentru că a fost continuitatea.
Că terminai la copii junior, după aia ce făceai? Da, uite cum se întâmplă acum la echipa din prima ligă, că ai juniorii, nu mai este liga, apropo că poți să joci până la 18 ani acum, dar liga de tineret și după aia tot mai e competiție. Păi da, da, eu am spus-o de la început, cea mai mare greșeală a fost desfințarea Dinamo 2. Da, aici... Aia a fost din de când era domnul Negoiță și a fost o greșeală, că au zis ei că au scutit 200.000, 300.000 pan sau cât era. Da, da, echipa aia putea să ofere niște bani pe care tu, niște jucători pe care tu puteai să-i vinzi. Ți-am zis să produci jucători de calitate care... Da, asta a fost întotdeauna mirirea lui Dinamo. Au avut centre bune de copii și juniori, au avut continuitate, mereu s-a întâmplat lucrul ăsta. Ar fi păcat să nu se continue chestia asta. Da, să sperăm că, uite, să lege și cu CS și cu Dinamo, să fie până la urmă mai o conlucrare și să producem jucători. Că, într-un fel, tu, cum spui și tu, trebuie să simtă ceva jucătoria și pentru Dinamo la un moment dat. Că, ok, străin, dar îi citesc, dau tot așa căutare pe Google, clipulețe pe YouTube, dar unde e să crești aici, unde e să crești în spiritul lui Dinamo? Să crești și să ai ambiția, să reușești să joci la Dinamo, la prima echipă, să... Să joci și să ai rezultate, că de fapt despre asta e vorba, dar și e foarte mare încrederea pe care o dai copilul din academie. Pentru că vezi, ai anumite exemple din club în care uite, uite, ăștia au ajuns să joace acolo, știi? În momentul în care dispare chestia asta și vezi că sunt, uite, cum e acum, că e Banii, că e Jaffer, că sunt fel și fel de jucători care au crescut acolo de mici, asta oferă încredere copilul din academie, că zice, uite, mă, și noi putem să ajungem acolo. Da, într-adevăr, să sperăm că... Și uite, totuși avem și foști mari jucători, că asta e interesant. Ai Lupescu, ai acolo, mă uitam, apropo, când ne uitam pe imagini de la CS, da, că erau puștani, unii de la Dinamo, erau Florin Bratu și Ionel Dănciulescu, erau la marginea terenului. Păi ce vrei, Marius Nicolae și el, într-adevăr. Lupescu, adică sunt jucători care na, au scris și istorie pentru clubul ăsta și cred că e foarte bine că se întâmplă lucrurile astea, pentru că și noi am prins pe ceilalți. Da. L-am prins pe Țețe Muraru, l-am prins pe Cornel Țărnar, l-am prins pe toată generația, pe Augustin, pe toți care erau antrenori. Cine te-a antrenat? Păi, te antrenau cei care, na, nu mai zic Mulțescu, Negici, Mulțescu și alții. Da, că dau exemplu de cei care ne urmăresc și de jucători care au fost împrumutați, ne-am mai discutat, într-adevăr, pe tine și nu numai, zic tu și alții, ați fost împrumutați. Pool Hacks, spre exemplu, la fel, a fost împrumutat și când ați revenit mai puternic. Nici asta nu prea se mai întâmplă la Dinamo, să fie împrumutat jucător 18-19 ani, să joace la poate Liga a doua și când revin, să revină mai pregătit să joace. Păi, așa e ideal, dar asta zic, substitutul ăsta Dinamo 2, asta însemna de fapt că i-a venit în curte la tine, da, puteai să-i folosești când vrei, treceai pe lista aia lungă de Liga 1, când aveai nevoie de un jucător de la Dinamo 2, îl luai și îl puneai în prima echipă, îl băgai direct să joace. Era mai simplu. Și împrumuturile sunt bune, că și la mine au funcționat. Când am fost la Otopeni, când am fost la Astra, au funcționat foarte bine și mi-au prins foarte bine. Dar e bine să ai și echipa ta acolo, să poți să-i vezi în curtea ta toată ziua. Pentru că ce se întâmplă? Mulți de acolo, de la Dinamo 2, se antrenează cu prima echipă, iau contact cu jucătorii, iau contact cu ceea ce înseamnă antrenamentele de Liga 1, după aceea merg și joacă în weekend la echipa a doua. Da, și tot timpul sunt supravegheați și contează chestia asta. Ne-am anunțat și până cât mai este scorul, că acum m-a spus curios cu Farul, cu UTA, adică s-a terminat meciul, nu s-a terminat, e pauză, că tot scrieți că joacă UTA, dar ce face, adică s-a terminat meciul, că da, UTA pe care o întâlnim și noi, Liviu, jucăm cu ei în campionat, etapa următoare, mine la Oradea, prindem pe 2-1 UTA. Conduce UTA la Farul. 2-1? Da. Wow. Acum am uitat pe rezultat. Da. Vezi ce meci? Ce meci și uite ce înseamnă să ai răbdare un pic. Da, bine, acum ironia sorții, eu prevedeam la începutul sezonului că nu o să-l întâlnim pe Mircea Reni, că nu rezistă la UTA, că așa părea că și-a pierdut răbdarea. A fost multă presiune și acolo, pentru că s-au făcut multe transferuri și lumea nu avea... Și teoria conform cărea, uite, dacă aduci foarte mulți jucători, n-ai timp, nu poți să integrezi prea mulți. Da? Nu e ușor, cine nu știe, mai ales când îți vin târziu, să ne pregătiți. Tu tragi de ei să arate ce pot fiecare, ei nu pot încă, că n-au de unde să ai răbdare, să reuși să intereze, să faci și față conducerii cu ceea ce spune. Bă, ai adus 26 de jucători, de ăștia când joacă, când avem rezultate, când ne trebuie puncte, că nu mai avem răbdare. Da, e destul de dificil. Am apropo o curiozitate, că Mircea Reni, mare dinamoviș, putem să vorbim de el. Am înțeles că avea, adică ce am văzut și eu, dar antrenamentele lui înțeleg că erau senzaționale, adică era... Da.
Avea ceva. Avea niște antrenamente foarte, foarte mișto, cu mingea, într-adevăr. El știa foarte bine să creeze competiții la antrenament. Asta era foarte important. Adică se juca pe prime. Se jucam pe primul antrenament, da, se jucau jocuri, școală, se făceau tot felul de chestii în care se crea concurență. El făcea chestia asta, crea o concurență foarte bună și asta de fapt ce însemna? Echipa se pregătea foarte bine. În momentul în care venea jocul, în afară că erau jucători de valoare, că erau toate posturile acoperite și așa mai departe, jucătorii care intrau trebuiau să o facă foarte bine și trebuiau să se mobilizeze foarte bine. Pentru că se pregăteau foarte bine și toată lumea avea încrederea că îi se poate da șansă, știi? Și aia conta foarte mult și, în primul rând, simțea foarte bine schimbările. Aia, într-adevăr, da. La aia schimbări era... Știa când trebuie să... Când avea flair așa, când băga un jucător, schimba soarta meciului, se întâmpla ceva, adică tot timpul le enumera și asta e o calitate pe care o are Mircea Rednic. Da, că aici, din nou, nu vreau să lovim în Ovidiu, dar... Uite, Ovidiu nu pare că are flair-ul ăsta la schimbări. Aici... Ce vrei, acum fiecare cu stilul lui. Până la urmă, una e experiența lui Mircea Rednic, una e lui Ovidiu. Asta crezi că ține și de experiența? Adică pur și simplu vine odată cu înaintarea în antrenament? Cred că da, pentru că și Mircea Rednic, până să ajungă și Mircea Rednic anii la Dinamo, a antrenat și el destul de mult înainte cu la alte echipe. Dar da, ține și de tine să fii inspirat în anumite momente. Sunt jucători care, nu știu, îți pot câștiga un meci, sunt jucători care te scot din anumite situații, dar trebuie asta să simți, trebuie să știi cum să-i bagi și să te și ajute și ei. Că degeaba îl bagi în teren pe om, dacă el săracul nu poate. Da, uite că spune de câte goluri din centrări, da? Câți jucători care au intrat pe parcurs să fie marcat, asta noi n-am avut, din păcate. Să fi schimbat soarta meciului, să zici că... Da... Uite, Dinamo a avut altfel cu CFR, a avut o repriză, apropo de momente bune, a avut o repriză bună, dar repriza a doua pur și simplu a fost altă echipă, schimbările nu au dus niciun plus, CFR-ul a revenit în joc și contează foarte mult. Uite, apropo că alergă UTA de rupe pământ, păi aia, că e una din condiții, să alergi, să-ți dorești, să vedem mâine la Dinamo același lucru. Să te mobilizezi, adică și UTA, că na, e minutul 45, adică mai este de jucat. Mai o repriză, nu? Păi, nu garantează nimeni că o să câștigi. Bă, da, ai conduci 2-1 la echipa campionă acasă. Ok, Faro a avut și ea problemele sezonul ăsta, cu ce s-a întâmplat în Europa și după aia și în campionat, că nici ei nu au reușit să facă față pe două fronturi așa cum și-ar fi propus. Dar totuși o echipă curajează. Vezi, îți dai seama ce ambiție are și Mircea Rednic să-l bată pe Hagi la casă. Da, apropo, dacă e și rivalitatea asta între ei... Deși există respect, dar rivalitatea există. Adică între pe fiecare, mai ales unde am Mircea... 100% îți dai seama cât își dorește să-l bată pe Hagi și mă gândesc că e nevoie de puncte. El care vine după un meci cât de cât bun făcut cu Rapidul, care s-a făcut la Oradea. Și a fost și acea greșeală de arbitraj. Și greșeala acum, îți dai seama ce ar însemna pentru UTA să câștige la Faro. Și 3 puncte pe terenul Farului. Și ne întâlnim meciul cu Dinamo, dar mă îngrijorează puțin, dar asta este. Că, uite, vezi, nu poți să nu te uiți la celelalte echipe din Superliga. Echipe care... De ce jos singur? Asta e. Și te uiți, din păcate, că m-am uitat, am făcut și o greșeală să mă uit la Craiova cu Petrolul. Petrolul parcă e din alt campionat față de noi, adică la ce au jucat cu Craiova. Ok, pe un fond de joc slab al CSU, dar echipă bună, echipe bune, nu mai vorbim. Hermannstadt, am văzut etapa trecută, stai că avem Iași acum. Iar adică nu mai există meciul în care spui aia jucăm cu avem 3 puncte. Cu cine e 3 puncte? Asta cu cine e 3 puncte? Să zici că da, sperăm să înceapă de acum cu Iașiu, dar da, spun că toate echipele sunt bune, se mobilizează, sunt bine pregătite, au loturi destul de valoroase și echilibrate pe posturi. Nu te așteaptă nimeni. Nu identifici nicio echipă în campionat să spui, domnule, ăștia, uite, în afară de bine, Botoșan, care are probleme, dar în rest nu are este... probleme, dar gândește-te și la Botoșan ce repriză a făcut cu Sepp și prima repriză, cu 2-2-2-2. 2-2, da. Nu jucase la prima, că după aceea, da, a doua repriză au cedat, dar nu sunt nici ei atât de... Și ok, sunt acum, poate în câteva etape Botoșanu își revine. N-ai de unde să știi. Da, corect. Că iau niște jucători acolo de calitate, dar asta e un campionat tare complicat, tare, tare greu și... Dacă tot suntem pe final, nu o să mai fie Dan, s-a transmis că nu mai poate intra alături de noi. Liviu, să faci fericit un fan dinamovist în această seară, să știi că avem o tragere la sorți în care să desenezi un câștigător al
unui tricou. Da? Da, unul din cele două tricouri va ajunge în posesia... Stai așa să nu dăm astea pe jos pe aici. Să nu dăm pe jos, da. Ușor. Ia să vedem pe ce dinamovist va fi câștigător în această seară. Ce câștigă? Un tricou. Ah, un tricou. Am înțeles. Ce drame. Așa, ia să vedem. Se vede? Sandra Ferent. Se vede. Sandra Ferent, vă zic eu. Uite aici se vede și numărul 1. 1-4. Care a fost. Stai așa să pună pe general, Cătălin. Uite așa că să-l vedem să... Sandra Ferent, 46-375. Felicitări, doamna Ferent. Ați câștigat un tricou oferit de Win2. Tricou oficial de joc. Deci o doamnă sau o domnișoară? Doamnă, domnișoară, ați câștigat un tricou. Iată. Deci avem tricouri puse la dispoziție de Win2. Scrieți, apropo, și pentru Laur la fel, emisiune dinamo79@gmail.com și intrăm acolo în legătură pentru a vedea cum intrați în posesia tricoului. Să sperăm că atunci când vom mai discuta, să mai discutăm și după rezultate pozitive, după victorii, după reușite ale băieților. Să sperăm că vin punctele și se mai liniștesc un pic apele, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu are nimeni răbdare și... Lipsa punctelor te apasă. Te apasă acolo în vestiar, te apasă la antrenamente, te apasă înaintea jocurilor și sperăm să data viitoare să fii mai relaxat și mai bucuroși un pic. Uite, mai dau un motiv de care ai spus de grozav și cel mai bun jucător al lor, Luis Felipe, și el este suspendat. Acum să profităm. Să profităm, să vedem că băieții își doresc și că aleargă din primul până ultimul minut și Ovidiu să fie inspirat să aleagă formula cea mai bună pentru echipă. Într-adevăr, să fie inspirați jucătorii, să fie determinați, să mergem și noi pe stadion, cei care alegem să facem asta, veniți că nu este frig, e sfârșit de octombrie, dar e foarte cald, nu se simte că se apropie iarna. Îți mulțumesc frumos încă o dată pentru prezența, o adevărată plăcere să discutăm despre fotbal, despre Dinamo. Vă mulțumesc și vouă că ați fost prezenți în număr atât de mare în această emisiune, vă mulțumim că ne susțineți. Ne revedem săptămâna viitoare tot aici la Play Sport. Până atunci să așteptăm un rezultat pozitiv mâine seară și ne revedem săptămâna viitoare. Hai Dinamo! Această emisiune v-a fost oferită de Win2, sponsor oficial Dinamo București.